Pues era normal sau nu, mă? Nici voi nu mai știți. Nici voi nu mai știți, mă. Sara bună și stați așa o lecuță că să-mi pun și eu aici și atâte treburile mele care le aveam eu aici. Așa frumos. Așa, așa. Și punem asta aici așa. Young Plong. De ce n-aud aici mai tare? Chat! Start chat! Unii chat-ul! Fetele, băieții. Aha! Tatai! Băi, s-aude muzica tare sau numai eu tare? Dacă e vorba de așa, dă-mi alea de aici și mai așa. Salut Yakuza, salut Cosmin, salut Fantomă, Tataie, Pacman, Helix, Lorenzo, iarăși Tataie, MC Tofu, salut TCM-ul, Neon, salut membrii mei, bine ați venit, bine seara, Logan, uite un membru nou aici așa. Răzvan, salut. Alexi, Razo King. Lasă că mai văzut aici o persoană. Cosminel, salut Cosmine. Azi e ziua lucoiosul meu. Și mă cer de vreo oră jumate, mă cer cu un tort, fraților. Dar un tort... What the fuck? Băi, cum nu intru în camera asta, frate? Cum nu intru în camera asta o oră, două, trei, pana mea? Că e Terminator. Uitați ce mi-a făcut la microfon. Se vede? Vine frate, le sucește, le bagă, le... Strong, salut Sorin, Arseni, Miri, salut Darius, bine ai venit și tu, salut, salut, salut. La mulți ani să fie sănătos, crească mare, să facă pulă mare ca tax. Da. Suntem pe The Hood România, știți, după cum știți. Vreau să zic că cineva dacă s-aude muzica tare. Să facă live-uri ca taică-să. Nu îl învăț frate la așa ceva. Ăla se ducă la... Mamă, dar cum aud, frate. S-a audit tare la voi? Deci mie îmi sparge urechile. E ok muzica? Bun, știți că eu mă joc așa și cu un punct de muzică. Băi, continuăm frumos roleplay-ul de unde am rămas. A trebuit să mă uit la live-ul de acum două zile, că am uitat la ce s-a întâmplat. Într-un fel am uitat, nu prea am uitat. De obicei țin minte și să atent la ce facem. Am avut care știți și care ne-ați urmărit, am avut problemele alea cu poliția, am fugit. Dacă vă aduceți aminte, da, eu aud foarte tare, frate, deci mi-mi sparge urechile pe cuvântul meu.
Așa. Am avut probleme cu miliția și am scăpat. Atenție mare. Atenție mare, dacă știți, cutia aia care mi le-a adus șeful poliției, eu le-am pus undeva și nu le-am dat foc. Da? Să țineți minte. Nimeni nu știe unde le-am ascuns pentru că eram singur. 1. Nu le-am dat foc. 2. Le-am ascuns. Toată lumea știe că sunt dispărute. Eu le țin acolo ca dovadă vreodată de se întâmplă ceva. Niciodată nu știi ce se întâmplă. Ia uite-i mei, cu laguri, cu de-alea. Auzi pe ăla, șeful Vasile. Toată lumea știe că mă cheamă Vasile. În camioneta asta eu am niște AK-uri, frate. Și trebuie să vedem un pic ce bani mai avem noi de la... De la băieți. Bă, când trebuie să le dăm bani la băieți? Mâine, nu? Mâine? Ce faci, Zene? Salut! E cineva pe aici așa? Le-am scris ședință. Ce faceți, mă? Hey, bună. Dar tu de ce faci tica, 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 tica? Cine face tica, 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 tica? Ia mișc câte o leacă. Ia sare un pic. Așa e mai bine, da. Sari și tu puțin, că ai luat și tu gumele din ăsta. Să vezi ce săritură îți dau ție acuși. Denis! Ăla ce stă acolo? Să cacă? Un pic, cred. Cu gândurile lui. Ce faci, Felix? Ce am să fac? Foarte bine, de la foarte bine în sus. Da, da, știu, da, seara n-ai fost pe aici. Oh, ce drăguț. Da. Am fost ocupat cu alte treburi, dacă mă înțeleg. Te cred. Dar vezi că n-ai fost la ședința seara. Și nu m-ai lăsat să știu. Știi ce am vorbit aseară? Vezi? Asta înseamnă că... Că ce? Că nu știu. Nu. Zi, mai pe scurt, ce s-a întâmplat de asta? Că vreau mai multă activitate. Știi cine a fost angajat aseară și câți au fost angajați? Nu. Ba, da, știu. Bun. Banii de la Coca? Unde sunt? La tine. Serios? Foarte serios. Banii de la BGD, de la cocaina aia, unde sunt? La mine. Vezi? Banii de la Vlad, de la unde sunt? La Denis, din câte știu. Cocaina cealaltă, unde e? Cât mai e în mașină? Salut, fantomă! Cine la mine, cred că mai am 100. 100 sau 64, trebuie să văd. Aha. Bun, ne iasă minus 800 de cocaină. Huh? Serios? Da, da, i-am dat eu lui Vlăduț aseară, azi, aseară 500. Uh-huh. Nu știu dacă le-a livrat, vedem. Azi livra, când am intrat. Trebuie să așa. Verificăm cu banii, să vedem exact cât am scos, știi? Știu că livra. BGD, cred că îl dau afară. Dacă tu doamne, nu știu. Circulă așa pe la ureche că face probleme. Mm-hmm. Știi ce înseamnă nomad? Da. Tu știi că știu. Bun, cam asta o să fie expresia când o să excludem un membru afară, da? Trece de la membru la nomad. Adică o să fie pusnic, singurel. Mm-hmm. Am o veste în seara asta pentru cineva. Putem chema mecanicii să nu-i ținem din treburi? Că am văzut că stătea acolo și așteaptă. Te duci să-i aduci? Că văd că Denis doarme. O să vreau să verifici și tu pe tableta aia să vezi cine a fost, cât au fost. Ce,
cei care sunt care au fost de ieri, azi n-au intrat și restul de azi. N-a venit pe nimeni mai vechi. Deci toată lumea a intrat. Da. Bun. Mulțumim ca de fiecare dată cel mai băiat. Știi ce mă enervează? Că am puteri supranaturale și aud prin pereți. Ce să-ți faci cu aia? Pe ce-ai spoken? Duci la baie. Nu, pe ce-ai spoken? Lasă că vin acum. Vin imediat. Ce-ai bună dimineața. Hai, bună ziua, Adică. Dimineața, te trezi? Cam așa. Bun. Știți ce e acum, da? Ședință, fiecare îmi spuneți ce probleme aveți și imediat. La ședință. Ședință cu părinții. Bă, suntem la ședință până înăuntru. Gata. Zile ăla să sar un pic. Care să te duc? Mă duc eu afară. La ședință înăuntru, băi. Tu, ăsta, sari un pic, mă. Așa. Salut, băieți, bună seara. Salut. Bună seara. Să trăiți. Ce faceți? M-a auzit toată lumea? Gata, da, 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 da. Bravo, mă bucur. Ia-l o leacă pe cărnatul de Denis și pune-l aici așa, după seiful ăla, să miroase și bășinile care le dăm noi de fiecare dată, Helix. Unde aici? Acolo, bagă-l după colț. La colț. Piși tu leacă și pe bocancele, piși tu leacă și pe bocancele, piști, piști. Piși tu leacă firar mama lui, să nu mai, așa, piști, piști pil. Piști pil, să vedem dacă se simte ul. Așa, 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 ca să mai doarmă la ședință. Asta poți și voi dacă dormiți în timpul serviciului. Ce faceți, mă, băieți? O lume nouă văd că mulți nu v-am văzut. Bine. Fane, ce faci? Uite, bine, cum nu am mai voce. Ești ok? Mă doare în gât de măcac pe mine, ești ok. Mhm. Ce face domnișoara aia care ne-am întâlnit noi cu ea azi? Bă, bine. Ai mai avut probleme cu dânsa? Adică în ce sens vă referiți? Dacă ai mai venit la tine și te-a mai prins de coiții să te strângă de ele? În serviciu nu, dar acasă da. Iau. Aha. Bravo. Am înțeles. Bă, băieți! Da? Da. Care e cel mai bătrân de aici așa? Vlad. Eu. Robi. Da, eu. Robi și cu mine. Bun, Vlăduț e aici? Vlăduț sau... Nu, Vlăduța noastră nu e. Ce faci, băi, Denis? N-ai auzit papucii? Ia taceți un pic. Dar de ce ești sud, mă, pe tine? Eu sud? Da. Da. De ce sud? Ia spuneți-mă, băieți. Helix pe tine. Ai auzit, da? Uite așa. Asta că i-am zis eu să nu mai stai la ședință acolo și acolo sunt mai pesii de noi. Te-am trimis în curț, acolo stai pe șapte bocanci tăi. Când mai stai așa, pagă-te și la baie, cacă-te, încuie ușa. Uite, și-a bătut pula de tine. Bravo! Așa. Deci care e cel mai vechi de aici? Eu cu Robi. Ridicați mâinile. Dacă e să luăm cel mai vechi în oraș, sunt eu, Robi. Bă, băiatule, eu n-am zis cel mai vechi în oraș. Mie mi se rupe undeva cine e cel mai vechi în oraș. Păi, eu vreau să văd activități. Denis? Da. Da, vârstă, domnule? În seara asta vreau să văd și eu unul cu o vestă neagră. Un șef mecanic. Ok. Da? Bun. O să fumez și eu o țigară și mă uit și eu să văd la ce discutați voi, care merită, cât voi ați angajat, da? Vreau să asist și eu. Ce faci cu băieții, vorbesc cu... Da, 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 toată lumea. Da, știu. Am împingit colegul. Voi aveți ceva probleme de care trebuie să știm? Ajungem și acolo întâi, că avem alte treburi. Bun, deci cel mai activ în oraș l-am văzut pe Robi. Nu, 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 nu. Îi dau permisiunea lui Denis să vorbească, că tu ai lipsit de la ședința de seară și nici nu o să spunem ce s-a întâmplat. Așa, Denis. Vreau și eu un om capabil din toți băieții ăștia, care știi că face treabă, să-l văd și eu
Poveste păi mai neagră. Până acum care m-a mulțumit și a fost în banca lui, nu a cauzat certuri, nu a avut probleme, a fost Robi și cu Vlăduț. Robi și Vlăduț. Îmi pas în față să vă văd. Vlăduț e plecat, îl știi și pe Vlăduț, Robi? Nu, o singură șansă ofer, dacă nu-i la ședință să fii sănătos. Atunci Robi. Bine. Robică? Da. Ce faci, tată? Bine, bine. Ești în stare să mânuiești hienele alea din spatele tău? Dacă le-am mânuit până acum, presupun că poți și de acum încolo. Le-ai mânuit? Da, în fiecare zi ne ajută. Salut, Mărginene, ce mai faci, tati? E cel mai de treabă om. Cum am putut? Exact. Deci restul lăsați gălăgia, da? Și vorbesc cu el. O să vorbim și cu ceilalți, mele. Robică, știi că sarcina asta e o sarcină destul de grea și necesită implicare totală? Îmi dau seama. Bun. Băieții din spate. Da, da. Da. Ca să ajungeți ca băiatul ăsta, vreau activitate și muncă, să văd cât transpirați. Să știți că eu mă mai trezesc dimineața așa, din nebun. Mai vin prin service, în alte hăinuțe. Și să știți că Robi merită, să nu vă supărați că l-am ales pe el. Nu, nicio problemă. Poți să ajungi ceva mare aici și rapid? Dar credeți-mă că poți să stai și luni, și când vorbesc luni, luni, chiar luni. Așa că depinde de cât sunteți voi de implicați. Am văzut că sunt oameni noi. Denis? Da. Dă-i de la vestiar de acolo, pune să-și iau o vestă neagră de blugi. De fapt, vestea asta numai că o schimb cu aia neagră de blugi. Băieții, restul. Denis, care un pic. Fără. Robi, du-te și ia-ți vestea de la... Da, acolo. Restul băieților. Da. Și lui-s foarte bine atenți. Fiți foarte atenți. Scoteți-vă căștile din urechi. Două purci mai aveți voi. Crăcănați-vă timpanele, pentru că nu vă zic de multe ori. Vă zic o singură dată. Am observat că vin pe la serviciu și sunt prins cu multe chestii care nu am timp să vorbesc uneori cu voi. Ați văzut, astăzi am fost un pic liber, am venit, am vorbit cu voi, cu Fane, am clarificat cu Larisa chestiile cu fetele alea două, cu surorile, aia cu curul mare și aia cu curul mic. S-a rezolvat, ați văzut că vorba bună mult aduce, nu trebuie hot, eu îți dau și sfut și drag și glonț un cap sau ce dragul mai treci băut prin cap. Toate problemele care sunt aici legate de service, veniți și le spuneți la noi. Încercați să vă obișnuiți că în fiecare seară vreau să vă văd la ședință frumos pe toată lumea. Vreau să știu ce se întâmplă în oraș. Chiar dacă eu nu intru, ședința o să țină cu un membru mai superior vouă, da? Da. Adică, o să-l vedeți pe Denis sau mai puțin pe Helix, că din sursele mele am înțeles că și-a găsit o gagică. Știți cum e dragostea în flori. Și o să-l la picioare. Exact. Da, acum simt. Sau, dacă nu sunt eu, o să fii domnișoara blondă, doamna Larisa. Da? Da. V-aș ruga să respectați pe toată lumea, în special pe băieții din stânga și dreapta mea. Nu se mai pune problema cu fata de lângă noi, pentru că eu singur doamnă și vreau să fii ok, să-i purtați respect. Cum să nu? Nu vreau să vă aud cu fă, cu tu sau Larisa sau nu știu ce. Nu, că niciodată. Ok? Pentru că nu știți nici părțile rele, nici părțile bune. O vedeți că e așa mai... Dar, de exemplu, are niște fetișuri de... Voi nu vreți să le știți. Nu mai vreau să mai veniți prin parcare pe la mine, mai ales când sunt șefii voștri responsabili mecanici. Responsabili de mecanici, cine sunt? Vă știți? Denis și Denis. Exact. Fane. Da. Cam abuzezi de bunătatea mea și nu-mi place, da? O să vreau când ai probleme să te duci să vorbești prima dată cu ei și ei să-mi comunici mie. Doar în caz urgent, dacă e ceva urgent și nu sunt ei, da. Poți să vii într-o gură de șarpe să-mi spui șeful mi s-a culcat în vaginul oaia, da? Așa am să fac. Mulțumesc. Altceva, ce să vă mai zic? Unii dintre voi știu că faceți treburi
depuneți eforturi pentru noi. Chestiile astea o să fie răsplătite și îmi pare bine că vă complicați. O să văd și eu câți oameni sunteți din credere, v-am zis, vreau să vă văd ca copiii mei, da? Eu sunt mai bătrân, voi sunteți mai tineri. Denis, aș vrea și eu cine sunt băieții noi, că văd feții noi. Să mi-i prezint și mie. Este Panda, băiatul cu părul mare, dar am uitat cum îl cheamă ceva mai... Jax. Și cam atât. Și da. Vlad. Vlad. Dați-vă un pas mai în față să vă văd și eu mai exact că... Așa. O să încep de la Panda, că e singurul lumii care l-a ținut minte. Panda, o să spun bine ai venit. Mulțumesc. Dar rău ai nimerit. Nu vreau problemele pe aici, la care m-au auzit că să fac prin oraș, da? Da. Nu știu cum ni s-a făcut, dar m-au auzit niște chestii de tine și hop, ai ajuns la mecanici aici. Poate colegii ți-au spus, regulile sunt destul de clare. Fără droguri, arme, bătăi, chestii pe aici. Nu am treabă de asta. Nu am nevoie de astfel de chestii, da? Valabil pentru cei doi mecanici. Spuneți-mi ceva despre voi, Panda. Pe unde ai mai lucrat? Păi, prin oraș pe aici, sincer să vă spun, prea mai lucrat. Prin alte orașe am mai lucrat ca mecanic. Am să vă dau niște bani. Pentru ce bani? Ce am lucrat eu? Pardon. Da, e că e bine. Ce faceți, mă bateți aici? Bună seara. Mă scuzați întârziere. Salut, Vlăduț. Pe mașinile pe care le-am reparat. Înțelegi la colegi că trebuie să vă dăm bani de reparații. O să vreau să știu și eu fiecare, după ce terminăm discuția cu cei trei, au cumva contracte de mecanici sau sunt ucenici? Ucenici. Da? Deci momentan sunteți în test. Așa că vreau să vă văd cât mai implicați, da? Da. Aveți probleme cu poliția? Ați avut cumva... Nu. Nu ați avut, nu? Următorul, cum îi zice la celălalt? De mijloc. Vlad Andrei. Tu ești tipul ăla cu gura mare care avea pe la porțile serviciului, dacă mi-aduc eu aminte. Eram pe undeva pe la o mașină, da. Cercetam un carburator și te-am auzit cum urlai pe acolo. Spune ceva despre tine. Comentit. Zici ceva despre tine, să știu și eu de pe unde vii. Da. De când ești în oraș? Pot să zic că am câteva luni bune. Are, îl știu. Am încercat să-mi dau un CV la medici, nu m-au acceptat. Deni, zici ce el nu și-a pus vesta neagră pe el? Nu știu ce face. Robin? Aia i-a țipit? Da. Nu. Pune-ți vesta neagră. Este acolo. Lasă-te pe lângă colegii tăi acolo. Am încercat să vin la dumneavoastră să mă angajez. Și văd că îmi prinde bine aici la dumneavoastră. Îți prinde bine. Care vesta asta? Nu. Vesta de blugi. Ce-a blugi ta neagră. Bun. Am prietenit cu niște băieți de aici și chiar îmi prinde bine. Am înțeles. Cel cu părul blond. Bine ai venit. Bine v-am găsit. Vorbește un pic mai tare că nu te mănânc. Bine v-am găsit. Perfect. Jackson, mi se zice Jax. Ceva despre tine? Păi, îmi place să timpul liber mă dau cu motorul, mai repar motorul la niște tovarăși. Și îmi place să lucrez la mașini, să repar la mașini. Mai ales să schimb uleiul. Da, te-am văzut azi un pic prin oraș cu activitate, te-am văzut, te-ai dus cu... Și ieri și alaltăieri. A, păi de când a băgat Denis aici ca și ucenic, am făcut undeva la $7,000. Bun, referitor la bani, la încasări, da. O să am nevoie și de ajutorul vostru din casările voastre, de ce? Pentru că vreau să vă cumpăr niște dubi, da? Dubile alea nu le pot cumpăra decât din banii de service ce mai sunt puși deoparte, da? Așa că o să vă rog pe fiecare să fiți corecți. Nu astăzi, mâine seara. O să vreau să preiau o cantitate, adică o sumă de bani.
Nu toți, știți că prima dată cei care au fost, v-am lăsat să păstrați voi banii, da? Da. Care ați muncit, ați văzut, v-am întrebat, unul a făcut 7.000, unul a făcut 10.000, unul 2.000, unul 3.000. Nu m-a interesat de suma care e, am spus o păstrați. Acum favor nu pot să-l mai fac pentru că și noi avem nevoie și eu nu am nevoie, în special voi aveți nevoie să vă deplasați, că ați văzut cât e de greu. Te duci cu dita mai utilajul ăla pentru a repara o motocicletă, da? Nu, motocicleta aia nu o să o aveți voi, nu știu cum de a ajuns acolo așa, e cu totul altceva ce am cumpărat eu. Am lăsat cheile la garaj la deschis și am văzut că v-ați bătut joc de ea. Când o să mergeți cu motocicleta aia, asta înseamnă că l-ați prins pe Dumnezeu de rai. Da? Ai picior cum ar veni. Mm-hmm. Alea sunt motoarele care le-am comandat pentru clubul meu, sunt niște motoare foarte scumpe. Momentan sunt în cantitate de 3. Sau 4, dacă mi-aduc eu aminte. 4, da. Bun. Deci cam atât vreau să vorbesc cu voi. În schimb, băieții, noi nu vreau scandal. Nu vreau să vă bagiți în droguri cu chestii, cu arme, cu de-astea, cu atenții mari. Sunt foarte mulți bulangii care vin pe la servis. Foarte mulți polițiști care vin undercover și vor să vă mituiască. Probabil să-mi închide servisul, că am avut niște probleme cu poliția unde cineva a folosit niște vești de ale noastre și s-au dat drept noi, care eu nu aveam nicio treabă și nu știam absolut nimic. Așa că orice informație, orice chestie adusă de cineva, că a venit unul la voi, bă, și mi-a spus că uite dacă cumpăr asta, vreau să-mi spuneți mie sau la superiorii voștri sau la mecanicul șef care l-aveți în spate, da? Și tot așa. Nu vreau să vă băgați în căcaturi. Aveți probleme cu banii. Vreți vă cumpărați ceva. Veniți, mă întrebați dacă e și vă ajut. Și se poate, cu cea mai mare plăcere vă ajut. Că pe lângă voi mănânc și eu o pâine. Pe lângă chestiile care le fac și eu. Aveți și voi un serviciu legal și stabil. Cui nu-i convine să le sivesta pe masă și îți facem contractul și poate să plece fericit. Să, din ce am strâns astăzi sau în aceste 3 zile cât am fost aici, pot să vă dau o sumă de bani? Dar te-am întrebat eu ceva? Nu, mâine. Mâine seara. Tu ai auzit ce am vorbit eu până acum? Da, am auzit, dar dacă sunt tot în față, pot să-i dau? Poate vă ajută. Dar mâine nu vii sau de ce? Am zis mâine, simplu. Mie nu prea îmi place să-mi bat gura de 2 ore. Vorbesc o dată, ciulești urechile. Înțelegi, da? Nu-i nevoie să zic de 2 ore. Bun, are cineva probleme, a avut ceva probleme prin oraș, pe la service, să spun acum, sau probleme de interes general, personal? Nu. Cel cu mâinile care a ridicat în spate, amândoi, aveți probleme personale? Personale. Ah, șobolane. Da? Ia dă-te mai în față să vorbim ceva. Vezi că am înțeles că ai supărat șeful tău mai mare. Ce ai făcut? Pe ce? Nu știu, ascult Denis. Nu el, Fane. Fane? Uh-huh. Fane? Oh, ești bagabo. Da. Ia auziți, ce s-a întâmplat? Azi? Ok, vă spun. Probabil ca orice băiat, bărbat, cum vreau să spuneți dumneavoastră, am văzut o fată pe aici, pe la service, am început să ne cunoaștem, mă rog. Ne-am împrietenit tot ce trebuie, cum v-am spus. Care e fete? Din alea două care am vorbit noi astăzi? Fata care era pe acel Bentley. Așa? Și-am rugat-o să plece, că nu mai... Așa. Stai puțin. Cunoscut, mă rog. Ai rugat-o să plece, adică ca și cum ai dat o persoană afară din service, nu? Nu, stătea cu mașina când dumneavoastră a spus că nu mai este voie. Am spus eu că n-am are voie. Din câte știu să nu țină mașina degeaba, adică afară. Sau poate fata aia a venit să-i dau vreo muie ceva, sau să mă fută, sau să o fut, sau să o fută cineva. Tu îți permiți așa să-i zici să pleci? Nu știu, așa am înțeles de la oameni că trebuie să fac, pentru că am făcut niște greșeli azi și am luat să dai așa fete, oameni afară din serviciu, da? Nu ți-a spus nimeni să o dai afară, fani. Tu mă înțelegi că voi nu aveți nicio putere, voi sunteți simpli mecanici. Dacă eu zic să dai cineva afară, îl dai afară, dacă nu, nu. Poate a venit să angajezi. Ok. Păi, așa atrageți voi clienții?
Ascult, și mai departe? Așa, mă rog, mi-am luat-o în cap o greșeală foarte mare că nu se va mai repeta. Și... Spune și greșeala. A, am atras, l-am dat pe dreapta, domnul Des, am făcut o caterincă sau așa. Și nu știu ce m-a apucat și vă spun sincer că n-am fost cu interpretare către Denis sau Robi, pe care îmi cer scuze în partea asta și spre ei că îmi cer scuze. Și nu știu, fix după ce am vorbit, mi-a scăpat din... N-au venit notificările, asta e, salut Iorgule, salut! Am scuipat, dar nu... Andrei, salut, Andrei, și la tine. N-am realizat în creier, dacă mă înțelegi și răspund lucrul ăsta, m-a... Efectiv, și probabil Denis a interpretat faptul că l-am scuipat pe el, dar nu i-am zis Denis și l-am scuipat. Am apucat, pur și simplu, dar n-am înțeles creierul meu, dacă mă înțelegeți. Nu știu de ce a făcut lucrul ăsta și probabil i-au interpretat. Și pe aia când am ajuns la serviciu, mi-am cerut scuze, au interpretat că l-am scuipat pe el sau pe Robi, dar nu a fost așa, mi-am cerut scuze și i-am promis. Bun, că... Bun, Denis? Da. Poți să-mi explici tu un pic, că eu nu înțeleg absolut nimic din ce vrea să zic, sunt confuz total. Vorbeam cu Fanny, era cu fata în mașină și când se plecă, mi-am dus pe mașina mea, eram cu spatele și băiatul a scuipat. Instant cum am auzit sunetul, m-am dus la ea și am spus că următoarea dată când ne faci o chestie de genul, ți-l înghiți. Îl nici de unde l-a scuipat. Și m-am dar oricum. Bane, tu... Te apuci așa să scuipi lumea, eu am avut o impresie bună despre tine la început. Știu, dar... și trebuie să aveți pentru că o să mă schimb, nu o să mai se întâmplă așa păi ceva. Păi te-ai schimbat, dar greșeala e făcută deja și mie nu-mi plac da, astfel de oameni știu, care scuipă o femeie pe stradă. Da, ascultați-mă puțin dacă se poate să mai zic două cuvinte și gata. Am vrut să vă refer că eu atunci, nu știu cum să spun, n-am realizat în creier că am scuipat, mi-a scăpat efectiv pe gură. Ca și să dacă înțeleg eu... deja curs din gură. Așa. Și probabil Denis a interpretat atunci. Te-a întrebat ceva, Larisa, ți-a curs din gură? Spune-ți. Ți-a curs din gură, a zis? Nu, dar nu... N-am realizat în creier lucrul ăsta. M-a scăpat direct pe gură. Și nu știu de ce. Dar nu se va repeta. Că ai realizat sau nu, oricum ai scăzut în ochii mei. Simplu. Și din ochii mei. Mă rog. Bun, altcineva, băiatul cu părul verde, ce s-a întâmplat? Am o problemă cu un băiat care m-a șicanat pe mine și pe Panda odată. Vorbește numele tău, eu nu mai întreb. Șobolane? Da? Vezi că ești pe punctul să-ți pierzi contracte de muncă. Și ești înlipit de probleme. Deci, toți de la service, da, nu au decât Fane și Șobolan. De ce n-aud, mă, ceva de cel din stânga de acolo? De ce n-aud ceva de nou mecanic șef? De ce n-aud ceva de băiatul ăsta cu blond? De ce dracu numai de voi? De când v-am angajat? Tu și cu Fane. Fane cu femeile, tu cu gura mare. Ok, o să rezolv problema asta cât de curând. Bun, mai are cineva probleme? Ok, rămâne eu numai... Spune. Aș avea o propunere ceva, eu. Cine vrea să-mi propună ceva? Eu. Ok, spune. Ar fi tare dacă am putea să punem o pancardă cu puterea lui Isus, să o punem acolo în fața servisului și, nu știu, să scriem numele servisului pe ea. Dar noi nu avem putere. Mai dar religios. Da, păi zic să vorbim cu... Tu crezi în Dumnezeu? Da. De ultima Matei. Dată când am vorbit cu Dumnezeu pe Instagram mi-a zis, frate, nu cred în tine, că ești prea departe. Bun asta. Și Dumnezeu deci... nu pune plancarde, așa că îmi pare rău de-a. E bună inițiativa ta, îmi place. Bravo. Ne-ai făcut să râdem toată ziua. Altcineva mai e? Nu mai e nimeni, nu? Ok, Vlăduțu, tu în privat, restul, toată lumea, mulțumesc pentru atenție și înapoi la treabă, da? Mai este una ok, la revedere. O zi bună. O seară bună, de fapt. O să-mi iau și o de asta de scule. Tu ce vrei să zici? O să-mi iau liber. Două ore. Poftim? Ce? Îmi puteți da liber două ore. Pentru? Păi, care e motivul?
trebuie să merg la mormântare. La ce mormântare? La ce mormântare? Mă, la ce mormântare? Vorbești. O mamă. Aoleu. Aoleu. Îmi pare rău să aud asta. Condoleanțe. Mergi, nicio problemă. Mulțumesc. Condoleanțe. Hai, fii tare. Ia-ți liber o zi întreagă. Stai liniștit. Ok. Ai grijă. Vă mulțumesc. La revedere. N-ai pentru ce. Na. Bun. Acum suntem noi, da? Toată lumea pe încet. Și apropiați-vă. Ai terminat treaba? Da, da. Bă, dă-o tempona. Banii sunt bancă. Bravo. Mă duc, i-a duc. Am și eu o întrebare. Ziceai că i-ai dat niște bani lui Helix, nu? Da. Helix, câți bani ți-a dat? Cât ți-ai dat prima dată să livrezi? Pe pentru prima dată atât. Pentru a doua oară ai luat pe bani. Sau Denis. Ai notat acolo pe carnețelul ăla? Ia notat. Ia uite pe carnețelul ăla. Nu, Vlăduț. Da, ui, stați. Stai. Denis, câți bani ți-a dat? Mie nu mi-a dat niciun bani. Sau Zavi? Vlăduț. Deci, în total, până acum, eu am la voi 80 de lini și cu 100 de acum, 180 de lini. Deci, atâți bani mi-ai dat mie? Da. 100 de mii. Deci, trebuie să-mi dai 100 de mii acum. Da. Pentru aia 500, da? Da, da. Au fost 1500 de cocaină. Da? Eu am... Da. Dar nu mi-ai dat să le vrezi pe tata. Păi, aia zic. Restul de cocaină unde? La ce mașină e? Bă, dai-o pe aia de 500. Fost, stai un pic, au fost 80, după aia mi-a mai dat Helix 120. Așa. De bucăți, după aia mi-a dat azi dimineață 200. Și pe asta de 500, sau ieri când mi-a dat-o. Da, ți-am dat o seară pe aia de 500. Așa. Da? Și mi-a mai dat una de 200. A, așa, care mi-a dat bani pentru aia de 200. Așa. Da, ăștia 100 pentru asta 500, mi-i dai acum, lăsăm acum. Înainte, cât ai mai livrat de... 80-120, bani de licență. Da, da, banii unde sunt? Helix. Helix, ai zis că banii nu sunt la tine. I-am dat lui când v-am strigat acum, atunci înăuntru, dacă mai țineți dumneavoastră minte. Știu. Mai trebuie să-mi dai 24.000. 24.000? Da. Păi 24 de mii ți-am dat când te-am strigat afară, când erai în tricou. Când, nu, atunci când te-o, când erai... Cineva ne fură, fiți atenți aici și acasă, vedeți cât de... Erați aici și acasă, atent. Cu doamna Larisa și cu BGD și eu v-am strigat de afară, dacă poți intru. Deci pe mine mă interesează unde sunt banii, deci... Mie nu mi-a să... De asta de cocaină cât valorează, 24 de mii cumva? Da. Și eu ți-am dat pe aia când a fost treaba aia și i-am dat mașina lui cu poliția. Gavi, așa, cu poliția, după aia seara am venit și să-mi dat bani. După ce am terminat. Eu după ce am terminat drogurile am plecat direct pe la voi și după aia v-am dat bani. Erați aici, doamna Larisa, tu Helix și cu domnul BGD. Ce făcut banii Helix? Eu sunt bancă dacă mi-o cred. Acum îți spun, mi-e spus 11.000. Sau mai mult. Mai păi mai tot nu iasă bani. Deci, du-te acum, Vlad, și transferă-mi 100, da? Deci, de pe aia 500, da? Ce aduc în mână? Adă-i cum vrei tu. Pentru că aia vreau să-i scad și după aia să vedem cea cu ce rămâne cu restul 800 de cocaină și unde sunt bani. Da? Da. Hai că nu miroase bine. Ce dracu facem? Ne furăm? Vlăduț a livrat 900 de cocaină, nu? Așa. 900 de cocaină. Tu ai vorbit mai tare, Paul? I-am dat mai dobăgât, mi se pare că i-am dat
200, nu știu. Bă, cât mi-a adus bani? 40.000. Așa, ok. Ne fură Alex! Da, și mie niște bani, bă, gâdă. Mi-a dat 30.000. După ce i-am dat să livreze. A, era un băiat care a mers la livrat, cine a mai mers? Robi. Și banii lui Robi unii sunt? Ți-am dat. Când? A fost 16.000. Da, s-a dat acum da, 2 zile. Da, 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 mi-aduc aminte, mi-aduc aminte. Deci au fost 200 la Robi, nu? Cât i-a dat la Robi la livrat? 80 a fost. 80, fiți atenți, 500 a livrat ăsta, da? Plus 200 a livrat tot ăsta, da? Plus 120 plus 80, deci Rădus a livrat 900, Robi a livrat cât? 80? 80, atât, dar nu i-a făcut. 80, ok, restul a livrat băgădăș cu voi, nu? Cu cine mai livrat dintre voi? Vendeți bani. Păi tu a livrat, nu. Mâna pe bani am pus doar la Robi, 6.000 pe care ți-am dat atunci. Și ai avut și tu, Pau, cocaină pe tine, nu? Păi i-am dat-o din porbagaj lui Helix, tata. Mai în porbagaj și Helix cocaină? Cred că mi-am, mai am ceva oricum. Ia hai să verificăm. Hai că nu iese la calculat. Poftim? Nu, nu, nu. Mergeți voi afară că vin și eu. Pau, n-a face. Vezi un pic dacă au ieșit băiți afară. Ok. Mersi, perfect. N-a reușit? Da. Bun, ia verificați carnețelul la calul meu și vezi câte cocaine ți-am dat doar eu. Păi, dumneavoastră mi-ați dat 210 și cu 500. 210 și 500. Da, așa. Bun, și ți-am mai dat băieții odată 80, 120, da? Asta e da. Ce... Ok. Să facem un calcul în tot. Așa, bun, deci am mașină 500 și am 62 la mine. Vezi? Așa și. O să eu dai toată lui 500? Da. Lasă-l mașinile. Hai să o descărcăm. Bun, și până acum. S-o ieși banii? Până acum. La mine a ieșit, dar nu ieșe la cocaina asta la 500. Care au apărut din senin. Stai un pic că nu înțeleg. Ce anume nu înțelegi? Păi, la ce vă referiți dumneavoastră? Tu nu ai treabă. Nu, tu nu ai treabă, ești ok. Ah. Tu ești ok. Nu ieșea niște chestii, dar acum ai ieșit. Uh-huh. Doar hai. Că am și o problemă. Pune. Nu prea am făcut profit la servizi cu vreo 20.000. Dar tu crezi că n-ai să fii plătit pentru chestia asta? Poftim? Tu crezi că n-ai să fii plătit pentru chestia asta? Să faci servicii gratuit? O să-ți primești salariul plus bonus pentru livrări. Dă-te puțin cont pentru chestia asta. Take it easy, Big Bangal. Hai să facem treabă. Sărac, n-am făcut profil la zero. Aoleu, mi-a fost milă de el. O să facă bani ăsta. Robi aici? Fii atent. Stai, hai de pula mea, dar fuge. Lasă-l mă un pic, mai lasă rage-ul ăla în pula mea. Mor cum face de asta. Robi, e pe aici? Da, eu. Roberto? Da. Ia vină un coace. Nu știu cum să le întrebe pe asta dacă a livrat pentru noi. Auzi, tu ai fost pe uliță în ultimele câteva zile să faci ceva pentru noi? Da, banii mei s-au dus la Denis. Și cioc mic și dă-te prin ce trebuie. Hai cu vocea. Da, sunt. Ok, vină cu acea. O să mergi cu Fane. Cu Fane, pardon, cu Lădusul. Primești 250, cu 250 el, da? Le vreau și eu livrat în 2 ore, se poate? Sigur că da. A, ok. Să-i notezi un pic ce ne livrează, poate, te rog. Bun, acum să zică cât îl va da. Bun, ia de la Helix de acolo din mașină, 250. De ce e important?
Amândoi câte 250? Da, ca să meargă mai repede. Ok. Le faceți în două ore? Le facem, le facem. Nu e mașina mea, așteaptă un pic. $500 cu al lui, $500 cu ale mele. Și nu cumva erau mai multe, Pau? Și cu ale tale? Vino mai aici. Vino aici. În total... În total câte aveam? 1500? Păi 1500 au fost, dar mi se pare că... 1500 au fost. Bun, păi doar... Bun, ai 500. 250 și tu, 250 rog. 900. 910 mai exact. Plus 80 odată Robi, mi-e 990 și mai rămân 510 în total și nu știu dacă n-a livrat cumva și Băgădu. Băgădu a livrat și mi-a dus din ei. Da, câte știi? Nu știu. Și mi-a dus vreo 40 de mii. Și mi-a dat și mie 40. Și tu acum câți bani mai ai de dat înapoi, Helix? Coilul, bă, că de n-am zis că... La mine, pe cocaină. Păi niciun ban nu mai am. Să-ți dau. Coi, voi vă bate joc de mine, eu sunt prost. Păi mă, i-am dat lui BGD să livreze de 30.000. Eu vorbesc de banii de la... Păi de coc. Vlăduț. Vlăduț i-am dat numai de 24.000 să livreze. Cât costă pe mamă, băi, spune? 200. 200 cocaina, 108 iarbă. Mie nu mi-a s-o calculare, ce fac? Bun, de azi înainte cocaina să număr mașinile mele și alu Pau, da? Eu și cu Pau dăm cocaina la toată lumea. Cu asta am încheiat discuția. Hai să-mi bag și eu mașina în garaj. Da. Ce ai păți? Ideea este că la un calcul așa scurt, la 200 bucata, la 1500 cât am avut noi, a trebuit să scoatem vreo 300.000, da? În total. Sunt 287 toți banii din cocaină, ca nu mi-am păstrat pe mine. Lipsează vreo 40.000. Ok, ok. Dar nu e nicio problemă, lasă așa tura asta. Hai dăm o tur de oraș. Ok. Dau și eu niște mâncare. Ne fură băieții, a? Cineva trage țepe. Cred că da. Eu spun 100% sigur că iasă pe minus. Știi de ce? Au fost 1500, eu m-am uitat. Da. Și le-am calculat după ce am un pic GoPro, înțelegi? Aha. Din curiozitate, să văd ce o să întâmple. Și au fost 1500 plus ale tale 200. Înțelegi? A, serios? Deci au fost în total exact. 1700? Da, pentru că 200 am primit moca. De la ăla care am cumpărat noi 1000 de bucăți. Te aduci aminte? Da, adică trebuie să iasă în total profitul nostru, deci banii de pe asta. 300 și ceva, da. Exact. 340.000. Și cu alea ale tale, care îmi dădea mie eroare, lipsesc aproape 80.000. Fuck. Și ține cont că le-am lăsat și 150.000 sau 130.000 să-i împartă în 3 când ne-a dat Corleone, mai știi? Da, 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 da. Banii aia nu e mai pus la... le-am lăsat așa. Dă muzica mai aici, dar am zis să-mi pui mei, să audi muzica tare, dar dacă voi ne-i mic. Să dau aici așa, mă, dar ce încet merge, frate. Hai că-mi pune de la mine aici. Deci băieții mei, cineva ne fură. Ne fură. Cine fură, bă, băieți, ia ziceți voi. A? Care ne fură, ia ziceți.
Oricum cineva ne fură. Las că mi-am pus alfa. Și eu care vreau să le dau și lor acum în seara asta un AK ceva să-l aibă și ei, mai dau ăla-i. Le țin acolo. Dar Helix a zis că deja e pe minus, adică a avut și banii aia de la tine, what the fuck? Cine știe ce căcate să fără? Păi de asta mi s-a părut un pic ciudat, nu și-a făcut cu banii. Păi asta, că a primit 100 și ceva de mii care i-a împărțit la 3. Helix e vagabond? Bă, dar eu am muzica asta infect de tare, frate. Na, era din căștile mele. Ia uite tipile alea. Bagi în seamă cu ele? Eu? Mă, ce treaba mea? Campana mea. Hai. Cum femeile se bagi în seamă la mine? Ia că a fost. Ce faceți, mă, copilă? Uite, cu ce bine tai copac, omule. Voi? Cine e bine? Domnișoara de aici e fata care a fost la mine la service sau confund? Da, poftim? Da, eu sunt. Ce făceai, Iasmin, pe la noi pe acolo? Nu. Poftim? Ce făceai pe la noi pe la service pe acolo? Azi, mami, hai că... Dar de unde știi tu că era ea? Păi da, e și simplu. Cu Bentley. Adică mă faci și prost pe față de sau unde? Cum? Pe față, măi, e mare greu să-i recunosc o față la o fată. Din stele, ne-a spus Luceafă. Nu știu ce să zic, dar s-ar putea să o confunzi. Eu nu, păi tocmai ți-a recunoscut în fața ta că ea. Te-a făcut și prost pe față. Mersi de întrebări. Te-a jucat să nu mai vii pe la service pe acolo să-ți mai arăți chiloții, okay. Da? Te-a jucat să nu mai vii pe la service pe acolo să te mai arăți și să-ți arăți chiloții pe... Mașina aia care era, da? Nu încearcă să ne faci în așa fel încât să ni se faci că dor de tine. Prietene? Da, pe eu am venit frumos, ți-a zis cineva ceva? Păi și eu spun, păi măi cu chiloței, cu... Dar nu te ia pe tine, ți-ai arătat și tu chiloții pe acolo și n-am văzut noi? Am arătat show-ul? Vorbeam cu... era o discuție între băieți, nu? Păi și era o discuție, nici măcar nu te-am băgat în seamă, vorbeam cu domnișoara de lângă tine, înțelegi? Cum să mi se facă dor de tine? Oh, ai auzit, domnișoară, să nu te mai prind pe acolo să arăți chiloți. Sunt cluburi. Să vin eu personal să-ți arăt chiloți. Ia vino pe acolo, de-abia chiar te aștept. O să te aștept. Vino, da, da, da. Stai că m-am blocat ăștia din spate. Acum puteți să-i dați cu praf de mers. Deci auzi, dacă... Da, am o întrebare, tu ești poponar, că eu știu că Rolls are o emblemă destul de mare. Să nu ți intre în cur, știi? Așa e? Stai liniștit. Nu tot vă ocupa de soarta mea. Domnul polițist, dați puțin, vă rog frumos, mașina să trecem și noi de aici. Da, domnul, două secunde. Mulțumesc. Traficanță, sta domnul, cum vinde pe farine. Farine? Sau ce e ăla, mă? Azi că pune o gheruța pe... Pătărătura aia. Pe ea sau pe ea? Pătărătura aia. Mamă, stai că m-a putin ață. Pe care din el? Pe el, nu? Pe amândoi. Na, și ai? Auta și pe asta. Care e ăla, mă? A, așa, ca să mă duc cu leacă după aia. Chiar nu trage pe dreapta? 1, 4, 6. Da, așa un pic să trag eu pe dreapta să-i facă ce. Sau lasă-l în pace. Da, îi pace măcar lasă-l asta la... Asta măcar la semafor, da. Am zis că face troll, da, nu face. Dar cunoști pe tipul ăla de s-a băgat așa în seamă? Ăla cred că o fi vreun pește ceva, nu știu, dar... Dar e un pește popon nervos cu stătea cu fundul băgat în aia, cred că nu se putea ridica, cred că dacă îi dai o palmă acolo să înfip. Trebuie să ne medic cu lubrifiat. Lasă că mai vine aia prin service pe la mine. Da, ea era aia care... Aia, dar cine drag era cu părul alb? Cât de drag sunt prin oraș cu părul alb? Ce n-ai văzut care cunosc și ea? Aaa, nu știam. Când a venit, când eram eu acolo, vorbim frumos. Da? N-ai văzut că s-a pișat toată pe ea când m-a văzut? Mm. Bine că nu m-am pișat eu pe ea. Vrei să te pui și pe ea? Să o aduc? Nu, nu.
Cam tu pe ăsta ăla. Da, nu, ea măcar și cer scuze, știi, a fost ok, fata. Era poliția pe acolo, că... Mă, mă sparte, Herman, chiar mi-e foame. Iară? Aoleu, și-am zis că mergem la un magazin să-mi iau niște suc. Dar de fapt am, am, pardon, am, 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 am. Dar pentru asta mergesim în oraș. Abia aștept să vină ăla pe la service. Ăla? Vine el, vine el. Da, să vin. Să vezi ce rângi îi dau. O să mă ocup eu de revizie la CV-ul lui de... A, beli tu dacă ai pus tu mâna pe mașina aia. Vrei să fac o bucurie? Ce bucurie? Și n-a să repare? Îmi bag un pic flexul pe serie și eu așa. Hai să le dăm de... Ce avem aici, băieți? Salut, un... Nissan. Salut, salut, un Nissan. Dacă vedeți vreun Rolls Royce, alb cu negru, da? Cu un tip cu alb în cap, păr vopsit ca un gay. Și cu mascaro de care are nici țâți și nici cur n-are în pantaloni, dar are bikini roz pe ea. M-a anunțat și pe mine, dar nu vă apucați de ea. Ok? Spuneți că e o mașină mai specială și se ocupă cineva cu grad mai mare. O să vină un specialist, așa îi spuneți dacă ajunge pe aici, ok? Okay, o să facem noi tot posibilul să vină la service. Denis și Helix, hai că avem o ședință. Vreți puțin acțiune în seara asta? Da. Vă plictisiți, nu? Vă plictisiți, chiar încă o chestie. Helix l-a dat de veste că în caz că vine numai figuran, să le dea ciocana în cap. Ciocan, să le dea tot. Serios? Adică... Degetul mengen? E, dar mult ston a futut în gură. Ce? Aha. Ce-a zis? Bă, a meu e nebun, împinge singur. Băi, văd, mi-a dat ochelarii. Bă, ia veniți mai aproape. Denis, Helix, la tablă aici. La tabliță. Bun, hai să fumă țigară. Bă, hai să vă împrospătez de oare. A fost un pic la bancă și ne-am întâlnit cu un Flocea Mocea, că n-am cum să-l numesc. Bineînțeles că avea mare... Ce era ăla, po? De la care intră în curs tema. Și iese emblema aia, știi? Și te-a fix cu curul băgătirea, nu se vedea emblema, că era toată băgată acum. De aia nici s-a ridicat în picioare să vorbească, știi? Să te ajut? Da! Am fipt, știi? Cred că acum e tot acolo. Și mă gândeam dacă vreți un pic de acțiune, ce ziceți? Ce vreți să-i fac? Păi nu știu. Bate-o, de fapt. Se scoate emblema din cur, mă gândeam. E, căcat. Îi facem niște găuri în Rolls-ul ăla? Facem. Da. Bun. Vreo mașină, ceva fără numere avem? Apropo cu faza cu banii, da? E CV-ul ăla meu, dar nu-i sigur. Ia zi. Să la tine ai găsit banii? Tu mă faci prost pe față sau cum? Dar n-am zis eu nimic. Eu te fac hoț dacă e ceva. Hoț? Da. Dar licențele le-au plătit. Armele? Nu le-a plătit nimeni, le-a plătit BGD. Cine le-a plătit? BGD. Și dacă îți fac... ăsta... poză la factură, să aduc factura, că eu mi-a fost banii mei din bancă. Atunci e greșeala mea. E, vezi? Deci, ce facem? Ne schimbăm? Da. Hai. Da, mi se pare că nu o să dăm din nimeni, că e un eveniment. Mă așteptăm? Da, totuși hai să ne pregătim. Îmbrăcați în negru, o să facem o cinută de... scandal. Voi mai aveți casă? Da. Pau, să vreau să schimb părul ăla, să ți-l prinzi, nu știu cum să facem. Păi nu știu, că sub cască oricum n-am nimic. Mai ce, mai caut, caut. Dar pot să-mi pun o mască care să-mi acopere părul. Nu poți să pui și tu un... teoretic...
Teoretic merge, că mai sunt femei cu păr blond în orașul ăsta. Păi dacă e de ceva și nu trebuie să fiu recunoscut, oricum trebuie să-mi acopăr fața și poți să-mi trag direct cu căciula de acolo. Ok, hai să vedem de ce vă sunt pe acolo. Luăm X6, luăm X5, da? Ia ochi-dochi. Îl căutăm pe PIMP. Sper să n-aibă curul găurit. L-aș găuri eu înainte. El? Da. Wow. Dați vestele jos. Eric s-a zis, dar mergeți să ne schimbăm? Nu acolo. Nici acum n-am înțeles cât îi văd ăștia. Și acum cântă Mare Maneanu. Cu asta mergem. Hăbă! V-am zis să vă dați vestele alea jos. Nu vreți să înțelegi niciodată când mergem la chestii de genul. Și închis un pic muzica dacă poți. E închis. E închis. Ah. La audi- am crezut că aude și muzica mea din calculator, dar nu l-a auzit. Au ce număr are mașina asta cu AirTags? 3090. Băi, să-l vând sau să nu-l vând? Băi, mă gândeam să fac o afacere cu aia, dar trebuie să-mi cumpăr alta după aia și de aiurea. Placa mea video, eu am cumpărat-o cu 1700 de lire și acum plăcile astea Found Edition au ajuns la 2600, 2700, 3000 de lire. Și mă gândeam să găsesc una la vreun fomist, dacă cauți pe eBay găsești, dar e greu să găsești că le fură alții. Mă gândeam să o vând pe-a mea, vreo 2600 de lire. Și să-mi iau alta. Și mai câștig vreo 500 de lire. Dar mi-e frică altceva, mi-e frică că nu o să mai rămâșe să mai cumpăr eu alta. O să fiu nevoit să iau alta nouă. Așa că nu mă mai risc. Crezi că astea, mă, Found Edition, pe zi ce treci. Bun, tricou negru. Da? Tricou, da. În primul rând, tricou negru, da? Da, te aude. Bă, puteți să mă ajutați și pe mine cineva cu 5500. Nu, la bani nu mă bag. Că sunt pe rău timp fix. Auzi și discută aia. Bă, s-au depresat de asta. Negru simplu. Da, duceți-vă la shirt. Și o să punem, uite asta o punem direct. Aia, ok. Nu, 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 că n-are negru, n-are era negru. Era doar în case. Mă, da, nu găsesc, ia mai asta. Asta. Nu, e urât. Nu, era una mai valant. Ce treabă de ta. Uite, hanoracul ăsta să-l punem. Ok. Și la undersheet. Nu vreau să mi se vadă tatuaj. Dacă aveți tatuaje să nu mi se vadă, vă puneți ceva cu mânici lungi. What is the fucking hand? Hair mask. Pantalonii să vi-i schimbați. Am găsit unul tot, cred că e mai ok, e mai bine. La 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 la. Păi, nu găsim și noi. Upsi. Ce upsi? Mic. Nu
căști sau mască. Nu vreau să vi se vadă necla absolut deloc. Meclu, 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 meclu. Meclă. Punem pe asta. Să vă las și voi o geantă la voi. Unde dracu era? La parașute, parcă, nu? Gens Marco, să vă dau ceva frumos. Altceva pe aici, papuci. Lăsăm așa. Atât. Puneți-vă ceva negru pe mâini doar dacă aveți tatuaje. Eu am tatuaje și de aia le-am pus așa. Nu. Da, 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 da. Să vă dați măștile jos acum. Da, nu știu dacă nu sunt găsesc pe aici. Salut Denis, bună seara, salut, salut. Nu sunt aici prin magazine. Astea vin numai prin comenzi, vin. Și eu cel la care am luat-o am așteptat să-i vii de la nu știu ce dealer. Păcat, nu știu. Și am făcut plata prin PayPal cu un avans înainte ca să știi sigur că o cumpără. Cam așa, nu? Ia uite cum și-a ascuns Paul părul, foarte bine. Da, e perfect. Wow. Unde puneți alea? De la parașute. Ok. Nu felul ăla. Easy, salut! Vă aștept în mașină. Bânga, 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 trebuie să facem BMW-ul ăsta negru. Bă, vreo informație avem și noi cum se dă numerele astea jos din matriculare? Habar n-am. Doar să scrim pe... Nu știu cum se explică. Știu, știu ce zici, dar mi se pare... Păi ăsta, Dark, pe mine mă enervează oamenii când mă pistonează cu aceleași întrebări. Nu o să-ți răspund și nu o să te bag în seamă. Ți-am explicat pe chat-ul general clar ce am zis? Trebuia să-mi iau și eu rucsac? Simplu. Deci da. Mie? Da. Hai să facem și noi mașina asta neagră. Șeful, auziți? Ia vedeți mă ce vreau ăla, că mă zici unul pe stații dacă îl auzim. Este cine are cația pornită. Auzi. Ia auzi, au venit prietenii noștri acolo. Iha. E ok, și voi cum vorbiți? Puteți vorbi cu ei pe stație? Da. Dar nu știu cine are stația deschisă. Eu. Bun, o să vă las, spun-le că vine imediat Pau, da? Doar Pau, ok. De fapt, noi o să ne dezbrăcăm toți la pielea goală, da? Și tu, Pau, vă dați măștile jos și o să lăsăm BMW-ul în altă parte. Pele că da. Suntem afară, vis-a-vis de drum, fumăm o țigară. Suntem vis-a-vis de... service. Ia să te văd, Pau, acum. Ce vrei să-l facem, să-l sepăm? Faci de căcat, nu de Mihal. Faci de căcat. Cum știi tu așa, în stil barbar? Bun, toată lumea jos, mă jos. Rani.
Deci geanta jos. Deci geanta jos. Pau, geanta jos, tot, tricou. Cum să nu poți? E imposibil, înseamnă că nu vii, nu te duci. Stai aici atunci. Slash bags. Costumația asta nu ți-o să vadă nimeni. Vezi că ai cum ar veni acolo la slash Y, ai stânga jos cu rucsacul. Stânga jos, în afara rotundului. Aaa, asta, ok. Și tricou. Păi dar rămâne sutien, mă. Hai de măi, băi, doamne ferește. Lasă așa, am fost și am făcut baie, am alergat. Păi, ieri mă certai că mi-arăt țâțele pe aici. Hai, termină. Alo? Pune-ți tricou acum. Bă, dar mișto a fost la alergat, frate. Băieții, s-a alergat și voi în fiecare seară, că e bine. Ok, șef. Sportul menține sănătate. Vezi, mă, să mă schimb și. Acu' e bolidul ăsta, mă. Bă, ești care n-ai zis. Nu știu ce, că s-a bășit. Ce cu mașina asta frumoasă? Acu' e. Al băieților care nu există. Care băieți? Ah. S-au bușit doi băieți și eu vin să vadă cât costă reparația. Da, nenea ăla știi regulile la serviciu aici să dea masca aia jos? Dacă nu-l dați afară? Nu, cred că e tatuat. E tatuat, nu-i cu mașca. Să șteargă cu buretul. Bă, deci care mă mai au cu tatuajul? Care a zis tatuaj de la afară? Bună ziua. Nu știu că e mască, nu cred că e mască. Da, e tatuaj, nu... Că? N-am cum să-l dau și ăsta ca mă. Dar ce faci, bă, patroane? Ia ieși afară de la serviciul ăsta aici. Poftim? Ieși afară de la serviciul ăsta aici. Nu primi mascați pe aici, bombardieri. Ce masca, ce bombardier? Deci ai 3 secunde să-ți scoți mașina afară din serviciu. În față la flecă erai bombardier cu domnișoara lângă tine. Dar cu, de unde știi cu cine stai tu de vorbă? Bă, băiatule, tu mă faci chior și prost în același timp. Hai, nu știu, întreb. Deci eu, tu... Ia ascultă-mă o secundă, tu-ți bați pula de mine? Te întreb atât, direct. Rămâi mașina ceva. Ce s-a întâmplat aici? Nu, lasă-l în pace. Tu-ți boasă pula de mine cu aia, adică... Cum spuneam, am venit tu... să-și repare la mașina. Și eu ți-am zis, ieși afară din curtea mea, e serviciul meu și ieși afară. Eu vin la tine uite-te acasă la cumva. Mine, uite-te la mine că tremur. Dacă ai auzit? Ia-l pe sus. Ia-l pe sus acum. Mă, dacă nu părăsești în, 5, în 2 minute, în 5 secunde, îți facem praf Ferrari-ul ăsta, clar? Mamă, deja tremur de frică, mă. Dați-i un ciocan peste bară. Dați-mi un ciocan, faceți eu praf. Dă-te. Au. Dă-te la parte. Praf. Când termină să mă anunțați. Dă-te la parte de acolo. Are, stai terminat? Cu ea stricat. Să mai vine invitat pe aici, pe la servis. Tu zi când să plec, mai ai? Dă-ți-vă-ți mă, oleacă, mă. Ești dăște rău. O să plec acum? Mai dai? Și dacă mai folosești fixul ăla, ne spărăm. Zip, mai dai ca să știu, poți să plec? Dacă mai folosești fixul ăla odată ne supărăm, ori rulezi în pula mea, ori nu mai rulezi. Ce dacă înseamnă? Nu dai drumul ce și înseamnă? Pleacă de aici da, cu asta ce bă asta. Ce folosești fixul? Ce ai de oare ăsta cu aia, deja pe mine mă enervați. Să vorbim un pic cu el acolo în spate. Dă-te în pula mea, că nu mai trebuie să ai și nici. Ce înseamnă la fix? E bine că nu e frică absolut deloc, știi? Ce ai de oare asta, mă? Ești foarte curajos, îmi place. 9, 3, 2. Nu, eu dăm domnișoara pe 9, 3, 2. 40 de minute, fără pe cât sunt pe server. Și 10. Hai, trebuie să-i dau la aia. Asta, poți să nu grește. Stai să-i scot J-ul ăla. 9, 3, 2. Dar eu nu sunt aici să facă mișto cu aia, ori rulează, ori... Păi
Dar ce ID-ul avea, că am greșit și încerc scuzi față? 9-2-3-4 9-3-2 Target with BRL, da, scuzi. Sunt tu la medic? Da, alții ne-au rulat. Scuze, chemați un medic. Băi, mecadeule, dacă ești pe live pe aici, nu fă de astea cu ai cu mine, că nu merge. Adică ori vii și te dai bombardier, ori îți dau jail. Înțelegi? Nu mă interesează pe cine ești, că e staff, că nu ești aia. Dacă te crezi ceva cu o domnișoară de 13 ani prin mașina aia pe acolo așa și ești cu nasul pe sus, crede-mă că cu mine nu mergi. Ori te joci, ori rulezi, ori nu. Eu nu vin acasă la tine să stau în curtea ta și eu sunt șmecher. Ești pe serviciul meu, trebuie să te împaci cu ideea să rulezi ceea ce se întâmplă. Dacă ești roleplay, dacă nu, frate, stai afară pe server, lasă-mă să mă joc eu, nu mai fă roleplay cu mine și cu asta basta. Mai dai și fix. I-am scos ăsta 9-2-3 Păi nu i-am scos, mă? Sau am greșit eu? Ce ID-ul avea, mă, găgicuța aia? Că spar că i-am dat și ei first. Nu știu. 9-3-2, păi am scos. Eu, stai chiar în CD. 9-3-2 L-am scos. Ăla l-a schema medicul, vine? Am chemat, da. Ia vezi, fă-i tu o vrajă de aia și o resuscitare de aia. Să încerc să resuscitez? Da, da. Bă, învățați-vă și voi să nu mai stați, frate, călare aici și căutați-vă de treabă. Că de asta vă treziți cu vreo rangă în cap de la mine, un pumn în gură de la altul. Că mai sunt bombardieri ăștia care vin cu o gagică prin stânga la mașină și să cred nu știu cine mare și tare. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. M-ați înțeles ce am zis? Da, da. Deci că nu mai faceți așa, dați-vă și voi mai deoparte, că alții încearcă să mai ruleze, că stricăm o mașină și te mai trezești cu o rangă în cap fără să vă dați seama. Cum a fost mai înainte? Da, mi-am dat seama, dar eu am murit de altceva. Ok, gata, toată lumea la treabă. Trebuie să-mi faci un masaj de la eroic, mă cândărică. Nu mai are rost să mai facem chestia aia, că o să am grijă să nu mai bag în seamă. Știi că nu-mi plac bombardierele ăștia, mă duc să mă schimb și eu, stai așa. Dar ce mai facem acum, ne punem înapoi vestele? Da, vă puneți vestele. Okay. Denis sau Helix, care avea numărul la băieții la care am cumpărat armele? Eu. Ia încerc uleacă să vorbești cu unul din ei. Să vorbim cu el. Da. O să merg și eu PC să mă joc și eu. Ce faci? Totul bine? Poți să ripi la service puțin? Vezi 2-3 are jail. A, tu ești cu lor. Da, mă, 9-2-3. Uite, okay, că am scos și mă. Aici, dacă poți. Uh-huh. Uite că sunt chiar aici, băieții. Nouă, doi, trei, stai mă să vezi. A, nu-i conectat. Bă, salut, la momentul potrivit. Haideți mai încoace. S-a întâmplat ceva? Da, o mică chestie. Bă, cunoaște și voi vreun Bugatti pe server? Bugatti, vreun mașină era mă alu trântorul ăla. Un Bentley sau... Da, un Bentley. Faza aia nu mai pun. Da. Un Rolls. Da, am avut niște tangențe cu unul pe la service pe aici. Cu o domnișoară. S-ar putea să
fie, nu știu, ceva organizație mafiotă, că mm-hmm. băia am văzut. Mm-hmm. Și s-a așa bombardier toți, a? Cam așa, da. Am văzut. Adică, nu știu, de când îți iei o mașină și mechere, parcă te dai mai... Greșit! De când ești cu o copilă de 13 ani în dreapta, ești cineva. Înțelegi? Greșit, de când ești pedofil, ești cineva. Mai rău, da. Trist. Bun. Știi cumva unde stă ăla sau cei de capul lui? Bă, tot ce pot să știu. Tot ce pot să zic e că de obicei se plimbă, nu știu, zici și mie un nume, dracu, că nu știu pe mulți cu... Păi nu știu cum îl cheamă. E cu părul alb, figurant el. Alb. Are Ferrari ăla, un alb. Hai că mă țin din capul tău, băiat. Mă aduc aminte că știu doar pe unul care doar se plimbă cu o mașină. Mai umblă mai cu una tot cu părul alb. Stai puțin, că am un lapsus. E unul care se tot plimbă cu un Rolls Royce negru cu alb pe sus și da. Da. Nu, alb cu negru pe sus. Și are și Ferrari, stă prin centru de obicei. Sau alb? Scuzați-mă. Coi, negru cu alb. Alb cu negru capota. Bine. Păi asta zic. În fine, de obicei știu că dânsul doar se plimbă pe fața, pe la fleca, mai așa pe la pe fața poliției. Știu că era un... ce era, mă? Avocat și păgar. Gen, uite, mi-a cazut creierul. Fii atent, hai să dau un exemplu. Tu omori, nu știu, 50 de oameni, da? Te găsește poliția, vine ăsta și îi plătește. Și nu mai intri la pușcărie. Serios? Păi da. Uite, eu când... Mamă, și cu puterea minții l-am băgat eu la G. Gândește-te puțin. cum îi spune? Gândește-te puțin. Mă. Înseamnă că apără gheața, nu? Cam așa. Bă, cu mine... Îmi cer scuze că vă zic, dar... Eu nu cred în Iisus prea mult, știi? Adică mie îmi place corectitudinea. Da. Oricum pe mine ne credem în capre. Singura dată când am avut o altercație cu el a fost când era centrul la pușcărie și m-a salvat, tatăl. Te-a salvat. Păi si dai un telefon dacă nu mă, să-l întreb cum e pe acolo. Ce râde ăștia cu aia. Bun băieți, set atenție secund. Am nevoie de la voi de o chestie. Ascultă-ne. Cu cocaină nu vă mai întreb că... Arme nu mai întreb. Stai că a avut pile și a ieșit de la pușcărie. Păreri, treabă. Păreri? Santiago? S-a dus și a plâns la primărie, cred. I-a zis ce a zis Mihai? Ce ai, mă, ești nebun, a băgat milionul acolo în buzunar la primar și i-a zis, hai mă, lăsați-l, dai. Eu vreau că o scăpam. I-a zis, ce, dacă mie nu mi-e frică de bau-bau, poate să fie pe lângă mine 7. Las cu de drag, nu că bau. Eu sunt șmecher. Bun, cât vreți pentru capul lui? Aolo. Bă, pentru capul lui... Aviu mi-l aduceți, nu mort, că n-am ce face cu morți. Dacă tot încerca să-și bage sigla aia de la Rolls în cor... La delfin? Bă, ce aș putea? Am putea pur și simplu... Că fii atent, cu un băiat cu Rolls cu negru și cu capota albă și cu acoperiș și cu bagajul alb. Cu geamurile fumă și se plimbă cu fata aia. Uh-huh. Și au părul alb, se îmbracă negru. Bun, și ce dorește domnul? Păi, tu n-auzi? E la, cred că la câteva centimetri de tine. Mie mi-e drag foarte, nu capul mă, că mie nu trebuie morți. Ce să fac cu morții? Morții îi duceți la biserică, la groapă. Mie îmi trebuie viu să vorbesc cu el. Dar n-am făcut în viața noastră așa ceva. O să faceți. V-am zis acum, cât mă costă? Totul are un început. Santiago, vorbim despre asta, că nu știu ce să zic. Eu zic să vă gândiți în 5 minute, mergeți mai încolo, discutați. Că m-a luat și pe mine o căcare de vai de capul meu. Da, trebuie să mergem la spital, că văd că nu vine ambulanța.
Dar ce ai, ce rău? Da, un pic. Am nevoie de un masaj, nu te uite. Ce se întâmplă când fac așa, nu? Nu te uita ore la mine. No. Adică dacă vrei să-mi faci un masaj... Hai să vă arăt ceva ce am învățat de la un ciumegaj, vezi? Nu pe mine. Nu vă mișcați. Dacă îți dau o palmă după aia. Nu. Denis? Felix? Da. Mă furi vreodată? Ce? Mă furi? Stai mă pe loc, mă, că te studiez acum. De ce e frică? Ai exersat asta o zi întreagă? Cu un tip? Nu, stai, că nu asta era. Chill. Bă, stai pe loc. Ți arăt eu altceva. Păi nu e Ana. Nu-ți fie frică. Ești bărbat? Ia. Mai bine scoți. Dar nu vrea. Nu, oh, clar. Ce, de... nu-i bun. Avea o muscă pe ceaf. Bun, le-am gândit la un prieten. Nu mai merge. Spune prețul. La 6.000 de euro. 6.000? 10.000, da. Frate, și vă dau 5.000 acum, 5.000 mai când la duceți. Stai puțin, așa ai făcut și cu 500 cocaină, zici că dai 100.000 și după aia... Da, deci totuși, hai să nu ne trage de și... Stau cu grijă acum, băi? Asta nu minte, normal, adică... Știm și noi o chestie. Dacă vrei să mărești prețul, atunci 7.000. Bun, 7.000 să fie. Cât timp vă ia? Păi... În două zile, cred că aflăm toate informațiile necesare, vorbim, dacă îmi dai un număr de telefon, îți trimit poze cu dânsul și aia a fost. Chilar două zile? Iau. Cam așa, două zile. Ne avea cât mai rapid. E bine. Bun și așa. E bine. Delfin albastru poate să aștepte. Bun, notează numărul meu de telefon. Dar mi se pare că l-am partea cu parcă, nu? Probabil. Tu ești Dario? Acum cu ce se termină? Zic acum cu ce se termină. Se termină în 505. Dacă mă crezi, am un telefon de... Textează acolo pe contact pe săgeată din dreapta. De acolo de pe dreapta. Și acolo editează. Stai puțin că îți dau... Stai să văd dacă pot să dau un mic. Ce sună? Nu, dăm numărul direct. Fii atent, 073412. Stai, ho. Da. Și nu înțeleg de ce nu te sună. Păi stai să-ți mai zic numărul o dată. 0734 121 266. Poate n-ai semnal aici în bunkerul ăsta. Hai, acum sună. Așa, hai azi. Bun. Cum e să ne aveam o întrebare când ne-a zis... Mihai. Dar cum pana mea te salvezi, frate? Fii atent, iei numărul ăla de acolo, reții, îl scrie undeva și după aia te duci acolo. Pau, ia 0715458. 0715458. Da? 505. Și dă-mi-l acum. Întrebare. Stai frate, să-mi notez și eu. 07 1 5 4 5 8. 4 5 8, da? 5 0 5. Așa. Sună? Da. Sună. Și tot nu te-am notat. Mai zi o dată numele tău. 0715. Stai puțin. Du-te la contacte. Frate, zi-mi numele, frate. Numele, frate. Te rog eu frumos, numele, că nu sunt de azi de mine. Zi-mi numele atât. Nu știu, pune și tu acolo Santiago. Hai că-i pun AK47, să vă știu eu direct. Acum zi-mi pau numele. Acum numărul 0715 458 505. Gata, frate, te am. Ok, încă o întrebare. Colegul nostru Mihai, ne-ai ceva de veste? De? Ne-ai ceva, nu știu ce, de veste. A zis ceva, venise Mihai la noi acasă și ne-a zis că
tot ce ne-a zis, a zis că, ci că să mergem astăzi, spre exemplu, la voi și să întrebăm de vesta de Helix. Nu știu, a zis că o să punem niște veste ca lui Helix. Asta e tot ce ne-a zis. Da. Cine a zis? Mihai. De ce să puneți niște veste? Care Mihai? Ăla, albicioșul. Albicioșul. Ce să puneți veste de astea? Păi, asta vrem să știm și noi. De ce mă, vreți să fiți mecanici? Mai asta nu știm, dar asta ni s-a spus. N-aia zicem. Eu acum vă aud. Că... Acum știi care e faza. Acum e cum vreți voi. Noi ne băgăm în orice. De omorât, de drog. A, am înțeles acum. Vreți să purtați vesta asta care o poartă băieții de afară? No, noi ne-a zis altceva. Nu s-a referit la vesta asta, s-a referit la... Vestea dumneavoastră, asta ne-a zis. Aia de muncă. Că ne-a zis într-un fel sau altul că venise la un moment dat, ci că a venit la voi cu un insurgent cu turetă și nu știu cu cine a vorbit și tot ce s-a înțeles a fost că atent, ne dă o vestă, că nu știu ce. Mi-a scris pe WhatsApp că... Spune-i tu că... Asta când? Mie pe WhatsApp, ieri. Mi-a zis pe WhatsApp... Ieri a venit. S-a dus la asta acasă și după mi-a dat și mie mesaj înainte. Eu habar n-au ce vorbesc ăștia acum. Și am mai spus că poate să purtăm și noi vesta care era pe Helix. Dar cine v-a zis? Mihai? Cine-i Mihai? Mihai, ăla pe care i-l-a întrebat tu cine-i șeful. Păi și că n-am vorbit eu cu el, că eu n-am vorbit niciodată cu el de veste de asta. Mai ales ieri, nici n-a dat până oraș. Cred că vorbeați în engleză și... Na. Cred că și-a bătut joc de voi, să vadă reacțiile, nu știu. M-ar fi să dacă era cu noi aici, sunt curios cum va reacționa. Păi dar nu știu, e în oraș, sânăle, să venim, să vorbim, habar nu am, adică vă ducem de rută. Da, veste sunt de purtat, mecanice. Acum că avem angajat, nu mai purtăm vestele alea, ne-am tras și noi o vestă mai, un pic mai curat. Dacă e vesta aia de afară care poartă băieți, că e asta totul n-aie, știi? Că mă ascund eu de mecanici de unele chestii, asta e partea a doua, înțelegi? Da. Dar hai să ne focusăm pe treaba cu anomalia asta. Da, și discutăm după. Două zile, da. Ceva de genul. Nu să fie tot proces. Dacă e să luăm cât de repede posibil. Mm-hmm. Păi să nu-l găsesc eu mai repede. Da. Ok. Dacă-l găsesc eu mai repede, e altfel. Okay. Anulăm tot, da? Mm-hmm. Cu cocaina, ce prețuri mai aveți? Nu mai, că... A? Nu mai, că iar ne face un preț de... Da. Adică, gen, de obicei cocaina... Băi, 127 de like-uri, nu mai stăm băieții, gata. Se vânde cu 200, înțelegi, 200-300 și... Câte ceas? Ne-ați oferit mai mult de 200-300. Mamă, v-am dat și drumul la live mai repede. Nu am refuzat să-i plătească cineva mai mult decât e. Acum, sincer. Cât vreți pe 1000 de bucăți? Mă pucă râsul. E vorba aia. 1000 ca 1000, dar... Hai mă, fii serios, cât vreți pe 1000 de bucăți? 1000 ca 1000, dar de unde să mai luăm? Am sărăcit că e ca un cartier întreg. Aia zic. Cu 500 de pliculețe de cocaină, sincer. Totuși am vorbit cu bătrânii noștri, la care vineam când eram copii, ce să faci? Ne-au ajutat și pe noi. Ce nu mai aveți? Păi nu știu. În afară de neaene care făcuse să-mi produs de cocaină și am intrat peste el în casă, avea spume la gură, era mort. Băi, dar voi unde locuiți? Unde locuiți? Unde nu locuim. Avem, stăm într-o rulotă. Ce bagabon sunteți. Unde acolo, pe lângă paletă? Bă, voi fi alb în cap, da. Mie îmi circulă altceva pe la ureche. Păi cum așa? A, mă rog, am vrut să vă șocă să te de sincer. Și ce vă circulă? Că n-aveți casă. Că locuiți la o fermă de porci. Că aveți capre. Avem servicii cu capre, da. E vorba aia. Încercam să nu părem chiar așa de sărăcăcioși. Dar nu sunteți sărăcăcioși pe cât vă dați, nu? Ce să zicem și noi?
având în vedere că ne îmbrăcăm cu haine puțin mai scumpe, gen, și nu ne cumpărăm o altă casă, na, poți să dai și tu seama ce ne trece prin creier. Vorba aia, mergem cu S-ul și stăm și cerșim. Aia zic. Bun. Deci două zile, a zis, da? Aștept mesaje la voi. Dacă ok? E, dacă e să găsim mai repede și iar dau de băiatul ăla... Mihai? Care... Nu, nu știu. Fii atent. Când am adus armele și aceste de cocaină, am găsit unul din ăștia, doi, nu mai știu care era. Cred că... Nu mai știu, nici nu mai știu cum îl chema. Nu știu, toți amândoi la buzgol. Aia zic. Seamănă unul cu altul, înțelegi? Și apropo, vezi că cu AK-urile alea mai cam tras în piept din nou. Am uitat să zic. Cum am uitat în pungile alea de la ele și le-am desfăcut, n-aveau atașamentele la piele. Păi le-am zis. Ți-am zis că e la magazin. Vă fac băieții reducere și le luați pe gratis. Aha, am reușit până la urmă. Da. Deci ați mers. Am mers, dar am crezut că sunt pe ele acolo frumos. Înseamnă că v-am dat vreo 5.000-6.000 în plus. Păi, atașamentele nu erau incluse în preț. Nu erau. Hai, vezi, înseamnă că sunteți datori cu 5.000-6.000. Nu cred, am rămas la prețul de 16.000 pe... 16.500 pentru AK-ul, pentru 4 AK-uri și încărcătoare. Una ca ți l-am dat pe Moca și un Deagle ți l-am dat cadou. Și au rămas AK-urile alea. Da, ia uite din Deagle-ul ăla ce s-a transformat. Vezi ce mic s-a făcut, a intrat la apă, că am uitat să spăl pantalone fără el. Ești tot mai țăpuit. Ba nu. Bă, nu. Că... De când ai dânse. Ce dracu. Da, am încercat să-i dau dânse, dar s-a întâmplat o problemă și s-a făcut un normal. Deci, mamă, s-a tras la apă mai rău ca țapul la știi tu. Bun, deci dacă îl găsiți pe băiat, aduceți-l nevul tăma, dar nu vreau să-l... Bun. Fără nicio problemă. Dacă îl aduce mai repede, sper că nu-l mai dau de băiatul ăla care e el de obicei. Păi, eu sunt pe aici. Mereu? De-aia zic, încercați să vă mișcați. Vă ajută numele de fetei? Și poate aduce și mândra aia, poate o aduceți. Pe mândră. Îți poate mândrile. Să fie 2+1. Nu de altă, dar știu niște violatori la Delfin Albastru pe acolo, știi? Delfin Albastru. Totuși e minor, adică... Da. Lasă că Coco nu știe carte. Deci stă acolo cu Bentley. Vârsta nu contează. Vârsta nu contează. Dacă ai cașcavalul gros în portofel, o să ai tu și 75 în brand. Tot ăla cu Bentley te tai. Adevărat? Normal. Bun, hai. Bine, hai. Aveți grijă, da? Da. Ciao. La revedere. Salut. Crezi că și el a făcut aceeași chestie ca și tine? Păi te-a pus și el pe cineva după curul tău. Cine? De la asta? Ăla. Nou. Ăla fără frică. Să pună după curul meu? Să pună. N-ai zis că s-ar putea să fie cineva influent prin oraș? În pește cea. Nu, eu știu că... Pescare. Pe fata aia cred că mai mult o prostește, cred că îi face o favoare. Nici nu știu la ce mai continuat faza, dar... Mă rog, aș vrea să vorbesc cu el face to face. Dar n-ai cu ce nu vezi că e tântălău, are numai acolo, da, nu, dar... Nu, nu e frică, nu e nimic. Nu, dar mi se rupe undeva de inscripțiile alea care scrie VIP pe mașini, chiar mi se rupe undeva. În oraș ești aici să faci treabă faină. Nu că ai o schizofrenic în dreapta și ești părul pubian, ești dintre picioare și da, ești ceva. Da, ce bai, nu, da, la nicio fienă. Ține acolo poze de papier. Bun, hai să vă las și voi motor. Yay, action! O să mergem la shop. Hai așa o să pun. Avem un milițian aici? Știm? Avem un milițian aici? Da. La repare de o mașină. Haideți să vă fac. La fel, faza cu crestatul. Nu reparați nimic. Ok. Transmite și la rest.
Auzi ce gâtul e mașina. Acu' e motorul ăla de acolo, mă, care fumegă? Nu știu. Acu' e motorul ăla? Păi e al tău, vrei scoți alt, ești vagabond. Mie, mă. Da, cu e ce număr are? E al meu, mă? Ia meu, doamne, e o iluzie optică, mă înțelegi? Păi și a meu unde, din nu pot să-mi scot mașina? Nu știu, dar nu e atât. What is my fucking BMW? Ah, BMW-ul meu e partea asta, altul pe gard, mă, stai așa, că aici l-am lăsat parte. Uite-l. Dă-te, mă, să ies ăla. Cred că ai una, o mașină scurt. Mi-a rămas BMW-ul afară, bă. Aoleu, manele, mă-te. Asta e mai greu cu ea. Da. Da. Am văzut că s-a făcut un event la... Mamă, ce la... S-a făcut un... Aoleu, ce dracu se întâmplă? Da, că am avut un freeze de... am înghețat. Mai stai așa, stai așa. Mai 20 de secunde. A, se face tornadă de aia. Băi, da, s-a șters, coaie! De ce dracu te-ai dat jos de pe ea? În caz îmi dau cască jos. Vai de capul tău, acum ce faci? Hai, urcă-te să aici. Hai să mergi până la spital, nu? Dacă claxonezi în continuu. Da, merge. Nu, și tau capul ăla, nu mai claxonezi. Stai că mă sună cineva, dracu, dar nu știu cine. Îl chiar băieți. Dario, cine n-ai băieți? Dario. Da. Ia uite-l băieți, cu alb. Da, vai, jmuie să văd. Ia uite-l pe acu' Tesla. Săracu. Încă se învârte. Ba, te descurci repede, da? Acum mă duc și eu. Mamă, dar nu poate să frânezi o leacă mai așa. Fugi, curmare! Da, ce-am zis? Facem și noi 150 de like-uri? Nu cred că facem, frate. Nu facem nici 200 și vă spun de pe acum. Mâine nu o să fac live. Pentru că e pierdere de timp. O să mă ocup de niște episoade la băieți. O să facem, cred că 3 live-uri pe săptămână. O să începem cu episoadele de acum, pentru că eu pierd de timp pentru mine. Și n-are niciun farmec. Mănuși-o un pic de tortuleț. Alo, da? Așa s-a luat semnalul primară, deci fii atent că m-a rămas. Eu am vorbit cu aia. Așa. Și am hotărât și cu ei cu... Tu-mi spui mie ce cantitate vrei și vorbesc că ei să-ți facă și o să vă întâlniți și o să faceți schimbul. Sau îmi dai mie banii, îi dau lui și ți-i aduc ție. Dar cine ești tu, mă, băiatule?
Muzi? Da, te aud, dar cine ești? Păi nu mai țin minte că am vorbit atunci că o să te pun în contact cu aia. Cu cine? Cu traficanții de coca. Ah, da, am uitat, frate. Deci, nu, da. Nu, e ok așa și pentru tine? Mhm. Până ne vedem. Păi o să vorbesc cu ei, o să facă și o să te sun când să ne întâlnim să-ți dau. Să-mi spui cam cât vrei. Vreau să mă întâlnesc și cu ei. Ok, o să aranjez și asta, dar mai întâi cam cât ai vrea? 1000. Ok, se rezolvă, o să te sun eu, că acum băieții nu sunt în oraș. Mm-hmm. Și o să te pun în contact. Salut. Okay. Salut! Ne auzim! Am și uitat să-l cu cine. Băi, m-a sunat o fa... Bună ziua! Bună ziua! Dar ce roșii ca focul sunteți. Avem și noi o domnișoară la medic aici, un control de... Să vadă dacă e însărcinată, știți ce zic? Da. Plecăm imediat. Zi. Mamă, ce roșii ca focul, ui, vezi? A lăsat cu mortăciuni. E cum o sună telefonul. Da, Barosane. Șefule. Spune. Uite că așa, așa o cerere mică. Dacă ai o dubă. E greu să fur cu aia de pe stradă? Bă, de greu nu e greu. Aha. Dar gândește-te puțin să fie, dacă o dă ăla la știri. Înțelegi? Păi ce, vrei să-ți dau o dubă de mea de mecanism, mă bași pe mine la căcat, nu? Deci ce frumos. Nu, dar ai o mașină de 4 locuri, că noi n-avem. Eu am numai pe asta. Așa. Imediat, dăm voi 3 minute, da? Că scot imediat o mașină, ajung undeva și... Unde ești? Sunt la garaj, mi-am adus și mașina mea să fie reparată puțin. Mhm, venim imediat. Dar ala, te aștept. Mergeți la magazinul acolo de VIP, da? Da, și un pic. Paul, explici tu un pic, te rog? Să cumpere aia? Da. Am înțeles, da. Să fie Am făcut burtica mare. Dacă trebuie să le dau... chestii. Mai zi o dată, eram concentrat. Eu ziceam că trebuie să o am de atunci. E o chestie pe cu grupul și nu știu exact care din ele. Uh-huh. Gata? Ați cumpărat? Uh-huh. Da. Ți-a arătat-o acolo în catalog? Da, mi-a arătat. Ți-a arătat-o? Salut, Adi. Nu. Explică tu, mă, unde-i, mă? Păi, e deja vin. Nu, am sigur că nu le vedem.
Poftă bună. Nu e mâncare, mă certam cu un... mă certam cu o bucată de tort, dintr-o rămășiță de tort. Nu-mi place care parmezan de ăsta aici. Da, este bun. Da? Deci o să fac live-ul 3 zile pe săptămână. O să vă spun secretul. Ușor, ușor vreau să migrez. Nu o să vă dau mai multe chestii. Vreau să ținem canalul ăsta up. Dar vreau să migrez, da? Tot la timpul lor. Au reușit? Da. Mi-a zis că o am deja fixat. Da, el? Nu pot să văd aici, nu. Stai un pic. În catalog nici eu nu pot să văd. Nici eu nu pot să văd. Dar ați cumpărat-o? Da. Da. Bun. Perfect. Stai. Dă-vă la toate. Deci aici nu e nimic, nu? Bun, pe rând vreau și eu să știu CNP-urile. 3-0-0-D. Dacă sunt un pic. Da. 3-0-0-2. So. Așa. Următorul 3003. Și 4, nu? Și 5. 5. Așa, ar trebui să o vedem. Stai. 3001. So. Dar nu văd. Așa. Așteaptă-mă un pic. De aici, stați așa un pic. Vă vezi aici? Aici, da, văd. Pat. Asta, nu? Nu prea pot să scot dacă nu... Mă aștept. E blocat acolo, îngără. Pagă digitul în fund. Deci la vezi, da? Că va apare aici. Lasă-mă și eu. Da. Da. Ia încercați toți. Las-o pe pământ. Nu mai da. Nici la tine, nu? Nope. Nici la mine. Tata și-o lau, să-l întreb și eu pe prima. O să încerc să închid un pic ochii eu. Ok. Stai așa. Ia să închid eu ochii un pic să vedem dacă... Oare trebuie restart la server? Ce faci, băgădăule? M-a checat să o fai. Le mangiare de ciangato. Mamă, 84 pe server, frate. Aole, stai că am uitat să fac o chestie. Aole. Deci de ce mă enervează pe mine și îmi face chestia asta mie?
Deci am observat o chestie ciudată. În momentul ce intru pe Discord și am și jocul pornit, îmi cere automat să deschidem, să conectezi 5M cu Discord-ul meu și nu vreau. Salut, Sueh, Sueh. Easy. Ați văzut ușor, ușor ce a crescut serverul ăsta? Uite, iar mi-apare. Când am intrat prima dată pe serverul ăsta, stăteam undeva cu 30. Și ușor, ușor ați văzut dacă a devenit serios. Și mi s-a zis aseară că mulți dintre playeri, înainte era un pic de haos. Și mulți dintre playeri acum se joacă un pic diferit. Fac roleplay, nu mai e nebunea la aia. Și mă bucur că pot și unii să iau după mine. Salut, fâlegăule, ce faci, tată? Și bravo vouă, bravo vouă că vă jucați frumos. Așa, stați un pic să verific eu acum. Așa. Cred că o trebuia să... O să... Cred că o să trebuiască să închid un pic orașul, dar cred că pe mâine le lăsăm. Hai să ne luăm pe celălalt, okay. Să ne continuăm treaba. Aoleu, aoleu, manele, manele, manele. Manele, manele, manele. Ce țigări fumez, Zavi? Fumez Pall Mall Flower Blue. Super King. Denis, Felix, o să mai vreau să mai angajați, da? Pe doi mai încabat, da. Nu contează. Ok. Facem loc. O să trebuiască să-l facem pe unul membru. Cu știrea voastră. Vreau să știu un pic Vlad pe unde e. Ați văzut Vlad cât a livrat, fraților? A livrat 2000 și ceva de cocaină pentru noi. Bravo lui, s-a ținut de treabă, n-a furat un leu. Un leu n-a furat băiatul ăsta. Bravo lui, n-a jucat niciodată cu... De fapt a jucat pe NZA, a jucat cu noi, parcă, dacă mi-aduc eu aminte după voce, nu mai știu exact. Am băgat alte motoare și o să le scoatem pe astea, pentru că sunt un pic instabile. Nu mai am handling-ul celălalt care l-aveam pus la ele. Și le-a pus default. Eu nu mai stau să mai calculez acum motocicletele, în schimb am calculat la alte Harley. Că organizația noastră se bazează mai mult pe Harley. Ce avem noi, asta e un Naked. Și cei din SOA nu folosesc Naked-uri sub nicio formă, sunt fan Harley. Adică asta e inima lor, înțelegeți? Dar pentru început am început cu astea până am găsit ceva ca lumea. Așa că o să trecem pe alte motociclete. Mult mai stabil și mai ok. Ah, băieții ăia și mă așteptau acolo. Haideți încoace. Da, stai că e parcat. Încoace, mă. Deci vreți o mașină, nu? O mașină de 4. Helix, te ocupi de o mașină de 4? Wow. Tu ai fumat ceva sau? Hai, trebuie să bag motorul meu în garaj. N-aș vrea să fac ceva cu mașina de 4. Imediat. Eu am o Miata.
Nu vă puneți mașinile voastre în nicio formă. Vă aduce noi o mașină. Mă gândeam să scot numere de pe asta, să nu fie de România. Să nu tragă la ochi. Și dacă trag... Las, că o dai o mașină, dar să știți că nu e foarte rapidă. Și cum se dacă trag... Dacă o trag nu e problemă, dacă nu o văd nu e problemă, că o să vadă cum se fie împuloneză tot. Cam cazan. Mă... Da, e ok, mă. E bună, mașină de... Are 4 locuri. Vezi pe schele acolo, mă. Vă descurcați, da? Da, nu e nicio problemă, boss. Bun, perfect. Hai, dă-i. Tracțiune. Săracu, ce tracțiune are. Bun. Oh. Băgădui ăsta. Fiu rătăcitor, ale. Hai să vezi ce le-au la pul acum. Bă, Franci, du-te, bă, cu muzica, dar dă-mi pace. Sunt cu avionul la service? Sunt banii, money, money. Poliția. Poliția? What? The heck? Ia uite-le. Este așa. Ce păi faci, băi, Samsung-ule? La domnul ăsta cu avionul ăsta, cereți puțin mai mulți bani, că văd care. Hai să discutăm, ulea, că... Auzi? Helix, nu știi când vorbești pe stație, aude și el, nu? Toată lumea! Las că are bandă, bă! Hai, și apropo... Când intri în serviciul ăsta aici, intri cu vest. Bine, am înțeles. Da, acum discutăm așa, ca între bărbați, să văd ce ciomag îți dau, ori îți dau ok franceză, ori îți dau ceva. Hai că-ți arăt eu acum. Vezi tu rage bine. Imediat. Da, bine. Vezi tu rage. Băi, ce mizerie aici așa. Da. Bun, de ce n-ai fost la ședința seară? Zic eu de ce? Am înțeles. Acum? În seara asta? Bun, valabil și pentru tine și pentru Helix. Dacă la o singură ședință nu mă anunțați fără absenții, plecați așa și orice-ți cum vreți voi, fără să știu și eu. Hai să spun. Te fac. Ascultă-mă un pic. Te ajută, Pau, cum te fac? Feliuț. Nomad. Nomad. Feliuț. Dar nu întreb. Nomad te fac. Ce-am vrut să te întreb? Normal am vorbit cu tine și te-am zis că sunt acolo. Știu. Eu nu te-am văzut aseară la ședință. L-ai văzut, Pa? Nu m-ai văzut aseară pe tine. De nici l-ai văzut? Ce? Și-am vorbit aseară cu Denis, ăsta nu știe să vorbească, că-i scot dinții. Lasă regiul ăla, că vezi și scot eu dinții imediat. Ascultați-o, leac, aseară m-am făcut niște chestii și le-am făcut numai noi trei, care nu o să vi le spun. Chiar dacă n-am pornit GoPro-ul ăla, venim și ne-am făcut treaba. Dar vreau să știu și eu, leac, măcar o jumătate de ore. Dar mă plimbam pe aici, pe la mecanică, nu te-am văzut de niciun fel. Lasă că știu eu ce ai făcut, te-ai plimbat, am văzut. Auleu, Denis, cât ai fost aici? Dimineața până seara. O sta, cred că... Bun, nu e o scuze, sunt treburi importante, suntem un grup mici. Când o să am și mai mulți membri cu veste de astea negre, o să mă pot baza să vă mai dau un liber, două, trei. Acum depindem de unul de fiecare. Înțelegeți? Nu zic cu rău. E, nu o să mai întâmplă. Să mai întâmplă, stai liniștit. Hai, că data viitoare zic cu... O să crească nasul ăla mare, cât battle-ul ăla din spatele tău, cât sticla aia. O să crească ca la Pinocchio. Bun. Te-ai mai învățat să conduci? Da. Aha. Ia zi și mie, cât ai livrat? Am livrat. Cât? Băi, eu trebuie să-l mai întreb o dată, deci pe bune, mi-i impune nervii la încercare. Cât ai livrat coaie? 100. Așa, unde-s banii? Fieți atenți, Rage. În bancă. Aha. De-aia nu-mi ies să-mi iei bani.
Eu fac impresia că tu cumperi mașini din banii de la club. N-am cumpărat din banii de la club, că eu n-am mașini personale. Dar de care mașini? Urate? VIP. Ce e VIP? Very important person. Very important person, aha. Mm-hmm. Și mașina aia de jos e tot VIP? Da. Te adu-te, Denis, și ia un târnacop și fă o mașină din nomad. Aha. Și eu cu ce trebuie să fac ca să am și o mașină de aia VIP? Bitcoin. Și de unde trebuie să fac rost de Bitcoin? Vorbesc cu primar. Dar am înțeles că tu ești mai pe bunii cu el, nu poți vorbești tu? Stai că vorbesc cu el. Așa, ce mașini poți să iei pe Bitcoin? Păi... X5. Nu. Audi. Depinde ce Audi. 2020. Depinde. Ele 7-le. Nu mai ai unul? Nu mai ai multe. Unu? Unul singur, și restul e BMW X5, BMW I8. Nu știu, vezi cum faci, cum îi sufli prin urechi la primarul ăla? Vreau să aud și eu de Audi-le ăla care vin el să plimbă prin oraș. Păi na, nu știu, vreau să fac. Dacă nu, o să-ți facă în așa fel, îți dau niște ciuperci de alea care te duci în viețele halucinogene. Știi ce fac alea? Sper mă duce și pe la nămol. Da. E așa de bine, și rece și cald. Era pe Denis trebuie să-l, pe Helix trebuie să-l văd alea căcăile. Da. Trebuie să-l vedem pai. Ai, exact. Și în momentul ăla o să-ți iau cheile din buzunar și toate mașinile ți le iau și te duc la poliție să nu ți-l mai dea în viața vieților tale. Hmm? Se mai întâmplă. Bine. Ce scuză ai în seara asta? Muncă. Muncă. Ce ai muncit? Fugi și adă și nouă banii aia, că te-ți cumpăr dubile la servis. Bine, repede. Ce? Ce? Vezi că ai dat sticla aia jos și te-am auzit cum ai spart-o. Contiban. Contiban. E simplu, mă, cât în orașul ăsta au 3001? Na, eu te-am întrebat. Mhm. Hai că mă duc. Ia dracule în capul lui. Da. Hai să mai vorbim cu mecanice. Mai râdim. O, oh, mai râdeți de ea, lăsați-o și așa. Dacă găsești și ăsta ca Helix o gagică, am pus. Dar nu de băgătate, de mecanici. De băgătate n-a venit ce să râdem. Asta e nebun. Dar mi-e drag din așa când mă minte. mi-e drag. E simpatic, nu măcar da. Încearcă. Suntem pace. Bă, dăm o treabă la mecanici noștri de seara asta. Vrem pe toți? La unii. Hmm? La unic, nu la toată în vedere. Care zici? A, selectează pe aia care ai încredere, trage mai departe. Păi stai să vedem care mai sunt aici. Ia fă o ședință, chiamă pe tot la servis. Zile că e zi seara de salar. Hai să vedem. Veniți la servis că e seara de salar, urgent, toți. Ia-ți vedem. Hai că toți veniți că e seara de salar. Primii 5 primesc bonus. Au venit. Venită. Mamă, ce au apărut toți. Unde ați fost, mă, până acum? Eu am fost aici, la servis. La fel. Înapoi acolo, la... Fugiți acolo, că vine.
Da, da. Okay. E în spate. Aduceți-l aici. Imediat. Așteaptă-o, Lea, că acum ți-ai găsit, dai, da, aia. Stai, ușure. Ai văzut cum dau cu cot? Nu văzut. Să vine sus cu el, pa. Cât bani trebuie să-mi dai, băgâde? 50. Nu-s cumva 80 de mii? N-am. Ia mai scoci o arde, că-ți calculezi imediat. N-am atât. Ia un loc aici pe scaun și bea o bere. Sigur nu-s 40 de mii? Ceva urgent. Hmm? Păi da. A, aici? Sus. La 53 de mii. 3001, da? Hai, puteți face rost din banii aia de dube. Ok, promitem că o să fii calm. Eu? Eu sunt calm tot timpul. Depinde să văd cât de figurant e. De, mi bagi în portofel băgâde sau? Le dai tu banii la băieți 6000 după aia să plece, da? Și îi mulțumești. Stai că-i dau la Felix, okay. Sau stai că închid ochiul ăsta. Ce-mi place că n-am canapeaua liberă lângă mine. Aoleu. Dar puteai stai acolo. Nu vreau, abia așteptam să ridice. Să am gândit cu întârziere. Mor. Bun, aduceți-l sus. Da, ce-a zis. L-a luat somnul pe băgâdea. Prea mulți bani, e de numărat. Ia-ți pe față. Îmi place pe cap. O să te las pe tine să rezolvi. Veniți. Eu? Da. Veniți. O să aici îmi rezolv. Tu ești mic. Salut, Herlo, salut, Deian. De, eu vreau să mă duc puțin până la toalet. Avem un safir, băieți. Ai, a doua oară când vă spun, am verificat 4 persoane, am înțeles. Poți să faci pe. Aoleu, dar dezlegați-l cu aia. Dezlegați-l, mă, ce i-ați făcut la betul, om? Păi, imediat. Da, ele? Mhm. Trebuie să mă aproape. Gata. Ușa de jos am blocat-o ca să nu... Luați loc, domnule, stați jos pe canapea, plătește băieții și după aia puteți pleca. Discutăm data viitoare. Păi, vedem, stați așa. Ia, dă-te mai aproape, mă. Ia, vino mai aproape. Ochelarii, ochelarii. Mm-hmm. Iată-ți ochelarii acas. Hai, nu vorbești cu noi? Nu vrei să ne saluți? Ai ceva cu noi? E... Îi place albă. Vorbește, hai. Ce faci? Ți era dor de noi? Ne recunoști? Stai să-i merg. Era mai hâgâit așa. Parcă i-au răsărit vreo două ori dintre timp. Ai avut o zi stresantă? Vorbește, mă, porca troia. Cum era aia? Porca troia. Deci eu numai eu surd sau? Vorbește mai tare. Nu, vorbește mai tare, urlă. Am spus că vă ascult. Ia loc. Prefer să stau în picioare. Ajutați-l, mă, băieți, să stea jos un pic. Stai jos, că parcă îmi stai în cap. Apoi se pune așa în genunchi. Nu știu, vezi că se poate. Dar unii domnișoara? Domnișoara... E plecată din oraș. Era, dar nu era, dacă înțelegi. Pun și pe jos că e măturat, nu-i problemă. Știți cântecul ăla? AFK? Înțelegi? Bun, după voce mi se pare el, că el e cu răgușit așa, altul nu mai pițigăia. Te-ai vopsit? Da, nu știu dacă... Ori perucă. Păi să văd firele albe. Și de ce te-am chemat aici? Asta e și grușa ta mea. Nu. Bun, avem un polițai aici așa. Băgâde, ia-i un pic buletină. Din păcate nu l-a la mine. Ce vrăjeala mare și urâtare. Așa zic tot, îmi plac. Dar controlează-mă ca să te convingi. Așa, bun, bă, băiatule. Eu vă înțeleg de voi că vă place să aveți femei pe lângă voi și vă dați bombardier.
Știi despre ce vorbesc, nu? Te ascult, eu sunt foarte interesant. Interesant? Interesant? Ești interesant? Nu ești interesant. Poate vrei zici interesat. Sunt extrem de interesat de ceea ce spui tu. Da, asta e altceva. Băieți, ești odată ce mi te-au adus, au informații despre tine, nu? Nu știu ce informații au ei, nu știu ce informații ai tu. Eu am informații că sunt pe cale să-ți bag un baston în cur dacă tu nu ți-ai tras tema aia de la Bentley-ul tău din fața băncii. Rolls-Royce. Sau Rolls-Royce, ce dracu e, nu prea-mi plac mașinile alea. Prefer motoarele. Continuă. Cauți, ceartă cu lumea? Îți place să te ceri cu lumea pe stradă? Se pare că tu ți-o cauți. Nu, eu am venit frumos și am explicat la domnișoara aia să nu-și mai arate chiloți în fața la mecanicii mei, parcând în partea asta a serviciului lângă clădire și dezmățându-se ca o... Să nu folosesc un cuvânt adică mai indecent. Adică binele ei a folosit chestia. N-ar vrea ca unii că... să o violeze, înțelegi? Dacă are ceva de arătat și își arăte în altă parte, nu în serviciul meu, cocoțată pe o mașină. Din fericire sau din păcate, modul în care te-ai adresat n-a fost ăsta. Nu, pentru că tu ai fost un bombardier și ai început să-ți arăți o mare... Pentru că tu ai vorbit impertinent și ai vorbit urât. Nici măcar nu te-am băgat în seamă. Tu m-ai luat foarte tare și m-ai luat foarte subtil ce ai zis că, bă, hai că mă dau ceva. Nu mă impresionează cineva când are o mașină scumpă. Înțelegi? Nici nu trebuie. Păi de-aia ce ai făcut tu și cum te-ai comportat tu a fost ceva de genul că... Hai că mă calc, ăla merge cu CM-ul care e 60.000 sau cât dracu e mașina aia mea de la service. Și tu că ai un Rolls Royce sau ce dracu mașina aia care e 2-3 milioane. Aici nu discutăm de bani. Eu spuneam strict de modul în care tu te-ai adresat ei. Dacă te-ai adresat, te-ai adresat acum, era tot ok. Deci era început să vorbească frumos. Da. Sau nu. Pur și simplu s-a dus la ea și a vrut să vorbească. Și tu ai intervenit. Ai început să te baci pur și simplu în seamă să le enervezi și a spus direct fetei ca să nu se mai întinde la vorbă că avea pregătit un discurs să vorbească frumos cu ea, să o facă să pare ți-a râs chiloții într-un service unde sunt doar bărbați, risc să-ți meargă toată vorba prin oraș că ești ultima parașută și după asta să aibă toate probleme. Am mai avut o discuție și cu sorsa să se comporte cumva. Tot asta. Și tu pur și simplu, exact, tot despre subiectul ăsta, pentru că vorbesc foarte urât și le-am zis, vreți să fiți respectate, respectați și voi și comportați-vă ca atare, ca niște domnișoare. Înțelegi? O întrebare pentru dumneavoastră. Acum că sunteți îmbrăcată în pantaloni, vi se văd cumva chiloței, întreb și eu. Prietene, ce-ți faci diferența între o fustă scurtă și o perecă de blugi? Păi tocmai de asta am întrebat-o pe domnișoara, sau pe doamna, poate soția ta. Având în vedere care e pantalon, n-are cum să-i se vadă lingerie intimă, corect? Și tocmai ți-am spus, depinde domnișoara ta avea o fustă scurtă nu, pe mașină. Nu, era o roche. Ok, bine. Deci o folosesc cu pantalon, înțelegi? În momentul în care vii într-un service auto, aici nu este bar de striptease, înțelegi? Eu sunt patroană aici. Mie nu-mi convine să vină o duduie, să se onduleze în fel și chip, să-mi țină băieții, să nu se mai concentreze la ce au de făcut, să-și dea naibii cu cheile peste degete, pentru că nu am mai văzut o bucată de ceva, înțelegi? Da, chiar dacă au pantaloni, în momentul în care te apleci, sunt pantaloni cu talie joasă. Și poate să vadă toate cele, înțelegi? Și poate distinge tot atât, nu te-am văzut. E deci. Normal. Deci acum am venit aici să vorbim despre chiloți, pe bune? Păi tu ai deschis subiectul de ce s-a luat de tine. Ți-am explicat de ce, da? Prima dată ai spus că trebuia să-i explice frumos. Acum ți-am explicat ce a încercat să-i explice și că te-ai băgat tu. Am venit să vă discutăm aici. De ce vii pe la un service? Flexează un pic capa ăla, ți-i merge sau? Bă, gata, asta e mai greu. Eu nu am venit cu niciun prieten, eu provocasem un accident și am venit să rezolvăm după că nu pot. Ai venit mai înainte când te-a scos afară și ai zis că ești cu prietenul tău aici, care e problema? Nu, 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 am spus că am avut accident și am venit să-i repar mașina băiatului. Îți spun eu imediat ce ai spus. Ai spus că ai venit cu un prieten de-a tău, că l-așteptai și eu am venit la tine și ți-am zis că te rog frumos să părăsești service. Eu am spus că am venit cu un prieten, am spus că făcusem un accident și am venit să-i plătesc. Înseamnă că suferi de o boală și trebuie să mergi la un control. Atunci facem altceva, o să-ți arăt pe GoPro-ul meu care filmează continuu. Da? Și o să vezi. Da, da, și ai să vezi reacția mea când m-ai luat un pic la mișto pe proprietatea mea. Eu nu te-am luat la mișto.
Știi că ești în serviciu privat? Păi nici eu nu mă impresionez când vii și faci bombardării la mine în serviciu. Ia să te-ai chemat aici. Ia să vedem cam ce ar trebui să facem noi să te impresionezi. Că am văzut că vreo 7 bărbați nervoși cu chei în mână. Ție nu ți-e frică, că nu știu de unde până nu unde. Nu mă impresionează nimic. Nu te impresionează nimic. Și dacă păi începem noi să stăiem degețele, o să fii impresionat? Dar pot să mă și omor, având în vedere că am tumoare pe trei și urmează să mor, deci pot să mă omor că nu-mi pasă. Deci de ce să fie frică de tine? Sau să 7 bărbați cu chei. Păi... Nu ți-e frică de nimeni. Bun. De nimeni nu ți-e frică. Ia treci în genunchi. Treci în genunchi. Dați-o la parte. Dacă noi... Treci bă în genunchi. Hai să te văd și eu dacă ți-e frică. Poftim. Ți-e frică acum? Tocmai ți-am spus, am o tumoare pe creier și oricum de muri mor. Ai o tumoare pe creier? Deci că mă omor tu acum sau că mor eu peste 2 luni de zile? Coaie, tu ești bolnav la cap, tu ții la viața ta? Având în vedere că urmează să mor, nu. Nu, să vreau să văd dacă ți-e frică. Nu, nu mi-este frică, tocmai ți-am spus. Nu ți-e frică? Îți repet, am tumoare și urmează să mor. Mhm. Și tu pe chestia asta, ce zici, profiți că nu ți-e frică, nu? Exact. Poți să faci tocmai orice în orașul ăsta că nu ți-e frică. Că e formidabil om. Nu am făcut nimic în orice în orașul ăsta. În afară că am stat și am apărat legea și unii clienți care, să zic așa, au mers pe lângă lege, n-am făcut nimic altceva. N-am deranjat pe nimeni, nu m-am bătut cu nimeni, n-am omorât pe nimeni. N-am făcut absolut nimic rău. Deci nu ți-e frică, nu? Nu am avut probleme cu absolut nimeni. Dar ești foarte arogant. Te bagi în niște discuții că Zavi nici măcar nu vorbea cu tine și tu pur și simplu te-ai băgat într-o discuție. Cine este Zavi? Că nu cunosc pe Zavi. Cine este? Nu, nu, cineva. Ah, ok. Baga rău înapoi, ridic temcer. Ai pronunțat Zavi și era normal să aflu și eu cine e, nu? Un băiat. Ridică-te în picioare, sunt eu, frate, bă, eu nu mă aud. Băgați toată lumea armele înapoi. Hai, că lui nu e frică, nu avem cu ce să discutăm, e clar. Nu, ai ce să discuți atâta timp. Bagă cuțitul ăla sau ciocan, ce dracu. Atâta timp cât știi să vorbești, poți să vorbești cu mine absolut ce vrei tu. Băiatule. Bun, dar dacă noi nu vrem să vorbim, noi vrem să vorbim cu fata aia. Ești taică-su? Ea nu poate să poarte o discuție? Îți repet. Deci nu o fi una nicio treabă, băiat. Pe mine mă deranjează că discutați, pe mine mă deranjează modul în care discuți. E fantastic, e fantastic omul. Măi omule, dacă el vorbea clar și frumos cu ea până să intervii tu, să te bagi tu să le enervești efectiv ca să scape de gura ta și de arfele tale de 2 lei, el pur și simplu i-a zis direct, nu-ți mai arăta chiloții în fața angajaților mei și a vrut să plece. Simplu. Eu vrei să-ți arăt că ți-o caut și ți-o violează 3-4 inci? Dacă atât te duce pe tine capul și asta ești în stare să faci? Nu frate, pot să fac mai multe. Tu ai habar, tu ai habar cât de rău pot să-ți fac eu ție? Serios? Da, yeah, foarte serios. Păi nu deci cred că o să-ți aduci. Bă, dar taceți un pic. Pot să vorbești și eu? Ameninți. Deci bă, băiatule. Nu ameninți, el nu mă cunoaște, eu nu-l cunosc. Păi spune sigur că nu o să te mai cunoască nimeni. Da? După discuția asta. Și sunt curios după aia cum o să-mi faci rău. Cu atât mai bine. Da? Deci o să-ți dau 5 minute așa, pentru vorba care tu ai scos-o la ora actuală, că o să-mi faci mie rău, așa. Da? Eu, o să vreau și o să văd cum eu te scoți. Eu te-am întrebat că ești conștient, mm-hmm, cât de rău pot să-ți fac. Păi nu sunt conștient, tocmai asta okay vreau să văd. Și cam cum ai să-mi faci tu mie rău? Nu știu, variante sunt destul. Este posibilitatea ca în viața asta să ne mai întâlnim, să avem nevoie de mine. Să am de tine nevoie? Uh-huh. Dar cine a zis că tu o să pleci întreg de aici? Păi tu ai zis că mai e 2 luni de trăit. Probabil în astea 2 luni. Ce cu tine în 2? Probabil în astea 2 luni de zile se pot întâmpla lucruri. Bun. Denis, luați și voi telefon, ce are pe el, absolut tot. El luat. Bun. S-au luat. N-ați găsit niciun buletin, nimic, nu? Nu. Mm-hmm. Avea doar telefonul și atât. Am înțeles. Ascult, tipule. Cum te numești? Măcar ca să știu cum să spun. Bogdan. Mersi, Alex, de donație, te pup, să ai grijă. Cum? Bogdan. Mă numesc George. În câteată cunoștință. Ce lucrezi? Agent FBI, fiți atent. Mai rău. Măcar dacă îmi spuneai că erai polițist, te lăsam în pace. Nu-mi place să mint. Nu-ți place să minți? Nu. Și tu ești așa un avocat, stai cu polițanci pe stradă, dai bombardier în față la alții?
Ești tu avocat? Tu știi măcar legătura dintre mine și ea? Sincer? Dacă tot le știi pe toate în orașul ăsta, bănuiesc că știi și legătura. Dintre un avocat și o papițoaică care vine și arată chiloții pe la mine pe la serviciu, nu poți să văd decât îți bați pula de unele copchile care sunt fomiste. Înțelegi? Eu înțeleg că mașina aia e un aspirator de femei, dar îți mai zic și alta, știi că femeile toate care se urcă mașina aia îți rămesc gunoaie? Asta este părerea ta, n-am decât să-ți o respect. Nu ești în stare să-ți faci o iubită stabilă sau chiar o nevastă? Stai cu purisanci care se arată chiloții pe la servisuri auto? Asta este părerea ta, ți-am zis. Păi eu spun adevărul, coaie, tu mascul, știi, vorbesc. Da, să știi că am fost și eu aici, nu mint, înțelegi? Adică eram la servis, erau și băieții și a spus ea că niște băieți de-a noștri sunt foarte dezbrăcați, era doar cu vestele pe ei. Și atunci ne-a dat toți chiloții jos. Și cineva, nu, și-a dat pantaloni jos, a rămas în slip. A făcut și ea aceeași chestie și țin să spun că avea un sutien prin care se vedeau toate. Adică, dacă tot ai grijă de ea, mai și educ-o puțin, înțelegi? Dacă tot îi iei apărarea, învață-și cum să se comporte. Pentru că ea se bagă sigur în rahaturi, înțelegi? Din păcate nu sunt nici măsa și nici taxa. Da, da, tu acum cazi într-o poziție, cazi într-o poziție de aiurea. De ce? Pentru că tu te-ai băgat într-o discuție aiurea, care eu am venit să-i fac un bine la cine dracu fie aia. Și revenim la de unde am plecat cu discuția. Nu, revenim unde suntem. Modul în care te-ai adresat a fost una urâtă. Păi și cine dacă ești tu, măsa sau taxa? Și te-a întrebat și fata de jos, dacă erai taică-sa sau maică-sa, da, mai ține aminte, dar așa cine ești, dai la buci cam atât. Dacă eu mă adresam așa domnișoarei din dreapta ta, de față cu prietenii mei sau de față cu oricine altcineva, dacă eu vin și spune că e diferență prietenilor tăi, crede-mă că poți să vii să mă faci cum vrei, cum să mă facă și el. Eu nu vorbesc, eu nu vorbesc de ceea ce a făcut ea aici la serviciu, dacă e așa cum spuneți voi. Eu am spus de modul de adresare, despre asta vorbeam. Dar cum a vorbit omul? Le-a zis pur și simplu să nu se mai, să nu-și mai arate chiloții. Cred că are ceva probleme mentale. Nu asta i-a zis? Și mi se pare penibil că până zic, dacă tot vrei să o înveți, educ-o, măcar explică ce e bine și ce nu-i bine. Și spui, dar nu-ți măsa și taxul. Dacă îmi vine cineva să-i explice, băi, fată, nu-ți mai arăta chiloții acolo, zici, da, ce te ideea? Păi hotărăște, tu acum, Bogdane, cum zici tu, tu riști să dau, aoleu, bac pula, coai, terminați. Rapid, rap, papițoiu, aha. O secundă. Tu riști acum să mă enervezi pe mine și să pun băieții ăștia care vezi tu aici să te bată, să te lase inconștient, să te las dracului pe undeva pentru un tomberon. Înțelegi? Din cauza la o papițoaică. Și este din cauza ei, pentru că erai acolo când i-a spus nu mai e ce căuta la mine la service și ai venit tu bine mersi. Mersi frumos ce ne-a adunat, dar n-am înțeles. Bine mersi la mine în service. Când ai auzit expres că i-a spus nu ai ce să mai calci la mine în service, na? Și tu ai făcut aroganță că tu ești cineva și tu poți să faci rău oricui. Că ești avocat. Că tu mai ai două luni de trăiești, nu te interesează, că tu ai și spânsul. Asta e versiunea dumneavoastră. Aș cat în iubire secret? Aha. Nu, eu am spus încă o dată. Nu, e imposibil. Eu cred că nu ești ceea ce vorbești, băiat. Nu, eu cred că voi nu sunteți azi la discuții. Eu am spus așa, am avut un accident în oraș. Și l-a rugat frumos pe băiat să-i fac placa. El a zis că Bogdane, vrea la serviciu. Ai zis că te cheamă Bogdan, da, fii atent. Hai să reluăm la capăt, că deja pierdem timp cu aiurea. Nu știam că ăsta e serviciul vostru, pentru că nu-mi pasă de serviciul vostru, nu am nevoie de serviciu. Dar nu trebuie să spese, frate. Eu am venit să-i repar mașina băiatului și atât. Păi nu o să mai calci la serviciul meu aici. Dar și o să-ți explic de ce. Hai să recapitulăm. Scuzați. Am venit frumos la tine. Da, spune. Pot să vină cu care pot să vorbesc, că eu cu... Aici? Vrem să discutăm ceva mai privat. Nu, vă poftește cineva afară și vorbiți afară, nu aici. Sau în final. Da, cu banii rezolvăm imediat. Mai căutăm. Nu era vorba de bani, mergem să o căutăm și pe dâns, dacă e. Nicio problemă, se dublează suma. Ca să nu stau cu mâna în cur, zic. Fugiți. Măcar dacă îi violăm, îi violăm pe amândoi. Mă, Bogdane, ascultă-mă un pic ce spun eu cu aia. Că te văd om matur și cu păr la cur, cum vorba vine în popor. Eu când am venit la bancă, nici măcar nu te-am salutat.
Am venit și am zis frumos lui fata aia, că știam că o cheamă Iasmin, m-a luat, dar de unde știi că a fost ea? Era simplu și la mintea cocoșului că era o tipă cu păr alb, cu nasul strâmb un pic și cu o aluniță pe obrazul stâng, care toată lumea o știe. Am stat 3 ore cu ea și am vorbit și cu sorsa. Tu m-ai luat cu aroganță că nu o cunoaștem, dar perfect până aici, e ținut apărare. După care am insistat și am spus, nu mai veni la serviciu la mine și ți-a arătat chiloții aia roz sau ce chiloții avea ea, pentru că mecanicii mei se uitau ca lulubele, știi cum sunt trecovenile alea de insecti cu ochii mari buldiți? Așa erau și ăștia. Și când mă uit în stânga, mare Bentley, da? Cu roz, cu alb, călare, el o domnișoară, singură, bineînțeles. Dacă erai și tu la serviciu, ce era bine. După care, eu îi zic, domnișoară, ce cu tine aici? Păi nu, că am venit și eu așa pe aici, probabil că vroia și ea un pic acostat, înțelegi? Vroia niște atenții. Înțeleg, așa sunt femeile. După care am vrut și a căutat-o la bancă și te-am găsit pe tine, fără să vreau, accidental. Că săreață în ochi, cum stătea cocoțată. Și te-ai băgat tu ca musca în lapte, vezi, doamne, că e cineva. Și din tot căcatul ăsta, ai ieșit și tu, m-ai șifonat. Să se pare corect să te ceri cu mine sau acum să-ți dau o mare bătăiță ca să uiți tot și că ai fost pe aici așa și că ai vorbit cu mine, îți convine? Absolut nimeni. Păi tocmai te-ai certat. Eu am pus niște băieți, niște huligani care ai văzut mai înainte să te caute ca să te aduc aici, vorbesc cu tine. Eu nu umblu după tine. Mai am și eu relație așa, chiar dacă sunt nopi în oraș, dar mă duce și pe mine cap. Mai vorbesc și eu cu unul, cu altul, mai fac un serviciu, mai... Se pare corect? Ce facem cu el chat? Ia spuneți. Am atâta în orașul ăsta. Și am întâlnit atâția oameni cât nici nu-ți imaginezi. Dar n-ai întâlnit ca mine, știu, am înțeles. Foarte de două ori peste timp. Foarte de două ori, e bine. Încă nu mă cunoști, vrei să mergem până la Delfinul Albastru? Facem o plimbare de seară sau de ziu? Ce zici? Facem de ce plimbare de ziu? Nu cred că vrei. Ai numărul de telefon la Gagicaia? Nu. Plus că ce? Nu mai am telefon, nu mai am nimic, nu? Păi nu, te-am întrebat, ai numărul, îți dau telefonul înapoi și te uiți. Și o suni, să vine până aici. Păi nu l-am. Serios? Vezi cât ești de mincinos? Păi, sunt aici în fața voastră. Eu nu știu ce mă implici pe aia. Pentru păi de la ea a plecat tot, din cauza ei a plecat tot. Mă cer cu tine acum și mă gândesc ce să-ți fac. Tu încă te, păi tu te ceri cu mine, eu nu mă cer cu tine. Dar nu se ceartă nimeni cu tine, tu mai auzi vreodată cum mă cer, de fapt n-ai auzit. Eu pur și simplu vorbesc cu tine și văd și eu cât de tare poți să urci în nesimțirea care o ai pe tine. Și eu îți accept chestiile astea, mi-e place să fac pe prostul, știi, dar să privesc din exterior. Eu știu că tu acum pe toți ne crezi proști. Le văd așa, iritat pe față. Dar simplu, de aici, de aici nu poți să ieși decât cu o bătăiță zdravână, să rămâi inconștient și cred că cu inconștiența aia nu o să mai t-aduci aminte că ai fost pe aici. Și am terminat toată chestia, dar până la bătăița aia... Cu sau fără bătaie stai liniștit că oricum uit. Uiți? Normal. Cum așa uiți? Pur și simplu. Păi dacă te las în viață, uiți? Normal că uit. Ne facem prieteni, să înțeleg. Nu am spus asta niciodată. Nu-ți plac prietenii, a? Nu. În general nu am încredere în oameni. Ai încredere în femei. Nici un mini, spre exemplu în partea aia când eram, mă gândeam să stai două degete de la mână și să le bag în fund, în locul la stema aia care tot încercai să o bagi de la rolul ăla. Așa vedeai tu? Acum că am venit în partea asta, mă gândeam să stai o ureche, să nu mai auzi când te cheamă gagicile. Când ne spune aia, hai și dă-mi-o, tu îi spui, ha? Ha? Aici cât de proști suntem? Bogdane? Păi, noi nu suntem băieți răi, înțelegi, dar în momentul în care ne auzi, când spunem că cântăbele... Jefuiește-l că e avocat și are bani. Nu iei tu în mașină în dreapta, indiferent că e fată, că e băiat, nu contează, și ne faci avocanță că ești avocat să vii cu ei aici. Dacă bă, ia de-n cât e ceasul. E nouă. Mai stăm? Eu pot să continui și fără. Deci tot insistați pe treaba. Pac-man, câte like-uri avem? Ești avocat, eu am venit. Că condus de... Exact. Așa. Da? Nu băieți, nu. Eu am venit cu băiatul pe care îl lovisem în oraș. El m-a rugat frumos să mă țin după el, să mergem la service. Exact. Și am venit aici. Nu ai ce să faci în service dacă nu ai te repara mașina. Păi, urma să plec după ce achitam banii la băiat.
Avem 200 de like-uri? E puțin, frate, și cu 200. Să țipați. Au ceva biologie jos. V-am lăsat să dați cu cheile în mașină, să o strâmbați, să vă simțiți bine. Dar mașina aia am și eu o întrebare. Mașina aia nu se strică deloc? Păi, asta am încercat să-ți spun și ție atunci, numai că nu ai fost atent. Dar o rezolvăm pe urmă, altă dată pe asta. Dar există mașini în orașul ăsta care nu se strică deloc? Ba, se strică. Pe și aerice nu se strică, chiar am dat vreo 3 fit key. Depinde din ce unghi privești lucrurile. Aha. Adică din orice wing dau cu chei franceză care îmi place să o port pe mine pe aici, așa, uite, cu o țin aici sub geacă, da, o vezi? Ți-a venit... Așa, mașina nu se strică, nu? N-are nicio treabă mașina. Ia-te-te în spate tot puțin. Aule, te-ai tuns, Iasmin? Da, bună, bună. Așa repede v-ați schimbat amândoi, mamă, dar ce s-a întâmplat? Fugi, zici cineva? Știu unde... Fasopsie. Am găsit-o. Am găsit-o unde, dacă când am să știi cum era, dar nu era, te-am zis apucea, cântecelul ăla. Acolo era, tot acolo era. Bun. Mă, Iasmina, ia explică și tu la prietenul ăsta al tău, ce combinație aveți voi? E iubitul tău? Că el mi-a zis că e iubitul tău și te rog frumos să taci din gură tu. Da, e. A, așa, bun. Deci toată lumea tace din gură, vreau să vorbesc eu cu domnișoara. Dacă ați clarificăm atât problema, că nu ai venit făcut banii seara asta. Nu pot să stau 3 ore, 5 ore cu băieții ăștia aici. Așa. Okay. Bun. Domnișoara Iasmina, explică-i și tu la iubitul ăsta al tău, da, care a zis că nu dă un căcat pe tine, că ești o târfă care te împrumută și te fute când vrea el. Asta poate să o confirmi și maftorii care sunt de față aici. Nu e problema mea ce faceți voi, cât te plătești, cât când ți-o trage și așa mai departe. Ideea e, vreau să-i spui și lui exact, am vorbit astăzi cu tine și cu sora ta la service? Da. V-am explicat că nu-i frumos ce a făcut sora ta legat de fania meu, băiatul care e cu probleme cu vorbitul? Da. Am clarificat problemele frumos? Da. Când am venit eu în oraș, de fapt eram la service, dar m-am trezit că am dormit un pic pe banchetele astea pe aici și așa, și când am coborât jos, te-am găsit cocoțată cu o fustă scurtă pe un Bentley alb cu roz în serviciul meu? Era roche și... Exact, da, era roche. Și ți-am zis, mă, ce faci pe aici, că nu-i frumos? Și am plecat. Dar nu mi-ai zis. Mi-ai zis ce faci acolo și m-am dat jos. După. A, așa. Ceva de genul. Ți-am zis, ce faci aici? Și am zis, Doamne, și am plecat. Mi-a scos motorul și am plecat. Da. Și după care ai avut bunul simț și te-ai dat jos. Erai singură? Da. Bun. Ceea ce se pare corect să vii într-un serviciu de mecanici auto, adică într-un ghilimele, să zic așa, niște oameni dornici de păsărică, da, care mânuiesc numai compresoare și chei de 10 și când se uită prin garajul ăla pe la mine pe acolo, au numai gagici în curugol, e plin, duhnește garajul de gagici în curugol pe acolo și cu chiloți, și vine una, frate, o bunăciune să o numesc așa, și arată chiloții prin serviciul meu, pe partea aia alta garajului, ți se pare corect? Bă, sincer, nu mi se pare chiar corect. Stop până aici, stop până aici. Ai auzit, domnul avocat? Eu te las să vorbești. Păi nu, până aici e perfect cum am procedat. Eu trebuia să-ți o iau frumos de ureche, să-i dau 12 pițuri în curs și zic, ieși afară, n-ai unii face bani decât aici? Dar nu, am fost un băiat cu bun simț și am explicat frumos că nu e ok. Și a plecat. După care, mecanicii mei m-au luat, șef, ați văzut-o pe aia, mamă, ce bun era, ați văzut și-a arătat chiloții, chestii de astea, pentru că și am o ședință cu ei seara. Și nu mi-a plăcut chestia asta, pentru că venind o domnișoară pe aici și arătându-și chiloții, ca și cum e o instigare la... Adică tu căutai ceva, o hărțuire, și probabil să-mi aduci poliția după aia, nu să-ți vorbească vreun mecanic urât, chestii de genul, că cunosc în ziua de azi cum să fac bani, femeile în ziua de azi fac bani foarte ușor. Ce ai zis? Că hai că vin vreo 2-3 trânturi care-s mai slab de fire și ce zici? Trage de mine, chem poliția și după aia bag poliția lui băiatul ăsta pe service, nu? Bun plan, dar nereușit în același timp. După care am luat frumos motorul și am venit cu domnișoara Larisa și te-am văzut accidental în oraș, la bancă. Și am venit și ți-ați mai zis odată, după ședința care am avut-o, și ți-am zis că nu-i frumos să vii să-ți arăți intimitățile în serviciul meu. Nu mă interesa dacă stăteai la poartă, chiar n-aveam nicio treabă. Dar având în vedere că erai în serviciul meu și n-aveai nicio problemă la mașină, mi s-a părut dezgustător și anormal ce ai făcut. Și am venit și ți-am zis la bancă, da? Te-am zis că nu-i frumos și te rog frumos să nu-ți mai aduci
mașina și să-ți mai arăți chiloței sau ce aveai tu pe tine acolo. Și de acolo, Bogdan, ai văzut ce s-a întâmplat. Și uite, acum suntem aici. Cu ce am greșit eu la chestia asta? Că am evitat o altercație și cu poliția și cu mecanicii mei care sunt futăcioși și lăbar și vai de capul lor, nici eu nu știu cum să-i mai stăpânesc. Ce ai zice acum? Dacă ieși în curul gol, în chiloți și în sutien, jos pe scări, știi, văd năluciul ăia, hilele alea din partea alaltă. Cam ce crezi că o să zic? O să facă numai așa. Oh, baby, adu-mi cu șeful, dai că-i dăm noi. Ți se pare corect? N-au făcut chestia asta în semn de respect pentru că eu am fost acolo și m-au văzut. Dar dacă nu era, mai cuvântul meu, cred că vineau și te încercuiau și trăgeau de tine și trăgeau pe după tomberoanele alea pe acolo și îți făceau ce alte chestii. Adică, într-un fel, tu nu ții la viața ta, te extinzi, dar extinzi-te, fata mea, vrei să-ți pui curulețul la bătaie? Ai, don't give a shit, mergi într-un local de striptease noaptea, du-te, fă video chat, dar nu la mine în service. La mine în service, noi trăim pe azi pe mâine. Noi nu ne permitim Bentley-uri sau alte chestii. Noi suntem simpli mecanici. Bogdane, ce ai zis? Dacă intri acolo, nu mai ești. Vă ascultam. Ce concluzii tragi? Sincer, niciuna. Deci până la urmă nu-ți mai pasă de fata asta, ca așa ziceai mai înainte. Când nu dai 2 lei pe ea, acum îți pasă. Ia auziți, bă, băieți, ce zice? Hai să vină și domnișoara să zică și ea. Poate pe noi nu-i crede, dar poate pe ea o crede. Cum vorbea despre ea? Că dă-o dracu, nici oral nu știi să facă ca lumea. Eu zic să o întreb pe ea ce vreau eu. Și întreabă dacă te auzi, crede. Ianis, cum faci oral, domnul Bogdan? Așa s-a subliniat că e dânsul Bogdan. Oricum nu-l cheamă Bogdan. Ai să râzi, dar Bogdan mă cheamă. Aha. Iar deci, dacă tu ai impresia că ea a crezut vreun cuvânt din ce ai spus, tu te înșeli amarnic. Dar parcă nu-ți păsa de ea, acum ce-ți pasă? Eu am spus tot timpul că-mi pasă. Ai spus tot timpul că-ți pasă? Da. Uite pe GoPro-ul care l-am eu, spune altceva. Dacă vrea să vadă, poți să-i arăt. Chiar te rog să-i arăți. Înțelegi? Și am înțeles că e tinerică. Am înțeles că e tinerică față de tine. Stai că nu-l aud pe colegul. Ce zice colegul? Zic, ai zis că peste două luni să se întâmple ceva cu tine. Ia știi. Da, am zis că peste două luni, peste o lună, peste o săptămână sau peste trei luni, probabil să mor, da. Cu siguranță. Auzi, Paul? Uite, băiatul susține că acum ai pasă de ea. Ia zi, ce a zis despre ea? Păi nu i-a pe GoPro? O să-ți arăt? Dar după ce-l opresc? Păi oprește și arată. Păi nu poți să-ți opresc acum. Nu poți să-l opresc. Ah, ok. Păi atunci hai să ne rezumăm când o să-i arăți. A, am crezut că vrei să ne batem. Nu știu ce vreau să zică, părerea mea. Este că acum zice porca troia să susține altceva. Și cred că nu putem să ajungem la nicio concluzie cu ei. Ideea este că în parcare, mai înainte spuneai că fata avea blugi, da? Ți-a spus în fața acum că avea rochiță, ok? Ok. A, e ok. Deci, asta e informația pe care am primit-o de la ea și a doua informație pe care tot de la ea am primit-o de față cu voi. Pentru că tu susțineai că are... Aha, alta e altceva, asta e altceva. După ce ați plecat voi, am întrebat-o și a zis că nu am avut pantaloni, tocmai de aia am și specificat pantaloni. Și ai auzit în parcare la bancă, i-a spus clar că... Ce facem cu el, bă, lăsăm? Pentru că nu știam că aceea irită, persoană nu? Pe care am lovit-o o să mă aducă tamă la serviciul ăsta aici. Și mai ales că e serviciul... M-a dus popor pe băca troia. Nu ziceți nici ce stăm și nu vă nici bun, dar o aveai pe domnișoara în dreapta. Bun. Era datoria ei să spună că n-are voie. Yasmin, hai cu mine puțin tru. Ok. Denis, la fel, vină și tu. Fiți atenți cât îți de bagabon. Eu n-am spus niciodată că nu mă interesează. Hai mâncați așa curorul al tău mare, vină încoace. Vină încoace. Treci încoace. Bun. Fii atent la mine. Da. Îl iubești pe tipul ăsta? Că am zis că ți-e drag. Care tip? Ăsta de sus. O mai fă pe proști că mai ne da. Vezi. Da. Îl iubești, da? Da. Bun. Vrei să-ți arăt, să-ți demonstrezi că nu-i pasă de tine? Ha? Ia. Bun, o să facem o chestie, da?
Dă-te un pic pe mai încet. Vorbește un pic mai încet. Gata. Așa. O să trag un glonț la mișto. Da? O să rămâi aici așa. Sau de fapt mergi încolo pe scări și tragi cu ochii, cu urechea. Ok. Și o să presupunem că te-am omorât, da? Bine. Și o să vezi ce se întâmplă. Ok? Bine. Bun. Dar nu mai vorbi din momentul de față. Pune-o într-o dubă și scapă de ea de un pula mea. Ok. Apropo, vezi că fac asta? Bun, am terminat cu domnișoara. Ca să o să o dăm ca victimă colaterală. Că mi se pare mai ok, nu? Să nu mai suferi și alții. Auzi, domnul... Da, te aud. Bogdanel? Te-am scăpat de... Așa frumoasa iubită care tu ziceai că te doare în pulă de ea. Mai... Acum poți să te schimbi. Vezi spus că mă doare în pulă de ea. Vezi că are... Vine să se muzolește pe aici cu angajații noștri. Nu mai are să mai angajeze cu ea, dar două glanțe încă. Poftim? Ce? N-ai auzit? N-ai auzit jos? Am auzit asta de acolo glanțele alea, da. Glanțe cu urechi. S-o puneți în duba aia fără număr, da? Și o duceți la ceaunul ăla cu lavă. Bun, cu una am terminat. Ca să vezi ce se întâmplă cu femeile. Ce ți-au dat lacrimile lui Bogdane? De drag, ești femeie. Asta e o glumă proastă. Nu e o glumă proastă. E ceva normal și mi se părut corect. Pentru că de la o trătură am început chestiile astea, nu? Dacă ți-aș face femeia târâtură, ce-i spune? Păi, cred că ori ți-ar... Nu știu, eu încearcă, poți să o faci dacă vrei, dar e sfatul meu să nu. Din respect pentru femei, în primul rând, nu o să o fac târâtură. Mm-hmm. Dar în schimb, ceea ce ai făcut-o acum, da, pe tine te pot numi clar o târâtură. Băi, eu sunt mai... Mai târâtură, am înțeles. Nu sunt târâtură, că nu mă fute bani. Îmi cer scuze că stați lângă așa târâtură. Mă faci pe mine târătură? Da, da, prietenul meu nu-și arată chiloți în fața nimănui, nu se pupă cu alții. Nu, no, iubitul dumneavoastră omoară un copil nevinovat. Aoleu, sunteți și pedofil. Păi tu ești pedofil, că ai spus că ești iubitul ei, what the fuck? Nu. Dați-mi o palmă la ureche că n-am auzit bine. Pe bune? Coai, tu ești pedofil sau am auzit rău? Nu, coai, nu sunt pedofil. Păi cât să ne are puștoaica care i-am luat viața? Sincer, nici nu știu. Și atunci cum naiba îmi spui mie că omor un copil? Te contrazici singur? Spre deosebire de tine care ești un om matur, e un copil. Am 27 de ani, dar vocea mă fără... Mai... Am spus pe mine, arăți de 55. Mă vopsesc, cum te-ai vopsit și tu. Da, trist. Ce să-i faci? E viața grea. Da. Stai liniștit că nu e pierdere, sunt cu mașinile alea, ți-am zis. Mașinile care le ai sunt aspiratoare de femei. Dar... Toate femeile care se urcă în ele se numesc gunoaie. Tu ai impresia că toate femeile care se urcă în mașină sunt târfe sau se fut sau sunt gunoaie. Da. Frate, ideea e în felul următor. De... Prefer să mă abțin. Spune, nicio problemă. Aici vorbim deschis. Nu voi. Dacă vrei să mă jignești, nicio problemă. Am fost jignit de mai multe chestii. Ești frustrat că ți-am omorât puștaica? Da. Aha. Sunt revoltat. Nici o problemă. Te reținem cumva? Dar poate ți-am făcut o favoare, că dacă ajungea asta la poliție și spunea că ai făcut nu știu ce, după asta m-a băgat și... E sarcastic omul și nu-mi place din. E sarcastic. Unul la mine nu-mi place că nu rulează frica, nu rulează absolut nimic. I don't give a shit câți bani ai donat pe server, dar trebuie să faci roleplay, frate. Cât ai deschis gura, doar te-ai contrazis. E, uite, din momentul ăsta am să tac, surpriză. Ai să taci. Femeia ta e la organe, să știi. Bă, ce să-i zic? Bani frumoși, bă, care știi. Helix. Luați-l frumos. Așa, mă. Duceți-l la delfinul albastru. Da? Așa, da.
În rest, ce să zic, domnul judecător sau procuror, ce pana mi-a zis chestia? Da, că tot nu știi și nu-ți place să cooperezi, am nicio treabă, du-te și mor ca un erou cu aia. Exact. Și în rest, fă-ți treaba. Eu am vrut să-ți las în viață. Să vorbesc cu poftim? Nimic, nu vorbesc de ce două ori. Să lași în viață? Păi nu, nu vorbesc clar. Da, de ce nu vorbesc clar? Te-ai spălat cu șampon de mereți, a rămas scutat în urechi? Da, cum ziceam, cu cine trebuie să merg să mă ducă la delfinul portocaliu și să mă merlească? Albastră. Așa? Da. O să te merlească. Bine, cu cine trebuie să plec de aici? Cu nimeni. Da. Te grăbești? Cam da. Uite, te mai ținem un pic. Ia un loc acolo și... Hai că-l fac la psihic. Mi-e dragă tine. Bani ceva ai pe la tine? Hmm? Am spus că prietenii pe care i-ai plangat. Coaie, cât fel răpă poți să fac? Da, te... Sau nu ai fost atent? Eu... Știu ce am... Știu că am luat telefonul și găscută și că am pus tipe de căutare. Da, să-l mai lăsăm aici dacă se ieșe de noi suspecția, dar mai mult, știi? Nu mă interesează. Telefonul și astea le-am aruncat. Perfect. Bun, legați-l la mâini. Denis, știi ce ai de făcut? Felix, știi ce aveți de făcut? Da, da, da. Legați-l, băieții, puneți-i spoala aia înapoi, că știu că e la voi. Da, oricum, dacă îl lăsam în viață. Da, fă-i și bagă-i și ceva la gură. Și dacă sunt băieți afară, da, simulați și voi că a leșinat, că a băut mult băutură pe aici și e rău și îl duceți la spital. Domnule, succes! Și sănătate multe. Sper că e dat cardul de credit la Gagic. Pe parcă omorâsă-i. S-a asigurare de sănătate, măcar. Păi o controlăm noi. Nu vrei să mă mașină? Unde-i mă? Domnișoară, succes mult cu turitura dumneavoastră. Păi unde ați lăsat? Păi nici eu, nu. Vorbeam cu dău iubitul dumneavoastră. Ușa era închis, n-avea cum să iasă în teorie. Măcar el e hotărât și știe ce vorbește, înțelegi? Să-mi deschis poarta din... Hai că-ți-o deschid eu. Vaia cu Dios. Deschide și închide. Bye, bye! Era gagica aia pe aici, stai tu dacă e pe la baie, poate să cac. A, nu-i fumit? Nu, n-am împușcat, am tras două, trei glanțe. Iasmin, ești pe aici? Uite-o, mă. Nu plânge, mă, fata, mă. Hai, ieși de acolo, că pute aici, că... M-a dus colegul tău. M-a ieșit la o cafea. Bă, îmi pare rău, dar găsiți un gagiu data viitoare. Prea arogant e băiat. Hai sus să-ți explic treaba. Acum zicea ceva, după asta spune altceva. Ce faci, bă, gândeul? Ce faceți, bă? Vă așteptam. Am luat un loc. Mă, și noi un loc, ce să faci? Bă, dar nu pot, nu merge. Voi puteți? Stai. Ia flexați capa ăla. Bă, lasă. Vei ceva? Ce ți se vezi? Ne mai întâlnim noi. Stai așa. Ne mai întâlnim, ne dai mai încolo bani, nu e problemă, nu e grabă. Nu, dar numai eu am probleme, ca să știu. Cred că da. Da. Cred că trebuie să mai lucrați puțin mășcă. Am înțeles. Ia uite. Uite cine e. Bă, cretan că am murit. Iasmin, hai vină în coace. Bă, ce bine e asta cu o veste de asta, nu? Bă, cine e, mă, tipul ăla? Spune și tu. E iubită, mă. Da, bine, trecem peste, că a fost. Tu câți ani? Poftim? Tu câți ani? Asta tot te făcea minoră, nu știu ce. Ba zicea că e iubitul tău, ba zicea că ești minoră, dar... Adică omul e foarte ciudat. Păi tu știi. Stai puțin. Tu ești majoră. Păi de ce te făcea copil? Nu arăți minoră. Poate după voce. Ești mai copilăroasă? Și eu. O ar da pe aici că te plătești la tarif, că faci servicii. Nu fac. Păi nu, eu spun ce spunea. Și nu cred că a înghițit chestia aia că te-am împușcat eu pe tine, că am tras cu amortizor și nu s-a auzit nimic. S-a auzit ceva de pe aici, mă. Mă rog, probabil e puțin mai surd. Da, mai are două luni de trăit?
Iasmin, fii atent puțin. Nu vreau să mai fi probleme de genul ăsta. Suntem și băieți răi, suntem și băieți buni. Dacă te putem ajuta cu ceva, poți să ne spui. Ideea e în felul următor. Ai și tu grijă pe cine îți alegi, că uite cum ne sar problemele astea. Ok, te că să-ți explic. Eu mă îmbrăcasem în rochii cum a invitat colegul tău în oraș. Mm-hmm. Am îmbrăcasem așa și am venit îmbrăcat așa și după a zis hai înapoi la serviciu. Am venit, a zis după trei și am zis hai să plecăm să ne mă schimb și să te schimb și tu pentru muncă. Și după m-am schimbat la cum am fost. Gen. N-am cum să pun ca șef la mecanic. Nu, n-am dat seama de lucru. Și? Părinți, frați, copii ai? Ce-i cu tine? Sursă de venit? Am doar frați. Mamă, tată? N-am. Îmi pare rău să aud asta. Trebuie să te ajutăm cu ceva? Nu, mulțumesc. Și cum mai supraviețuiești? Ai loc de muncă, ce? Momentan n-am, dar mă descurc bine. Cred că se poate descurca să mai schimbe o bujie, două. Ne-ar place o domnișoară inteligentă ca tine, dar fără prostiile alea care mă enervă pe aici. Hmm? Ce zici? Mai am spus lui doamna că o să mai mă gândesc și o să-i dau un răspuns. Da, că am vorbit așa de data. Ce să vreau de la tine, nu vreau să mergi la poliție. N-am treabă. Îmi pare ori prietenul tău. De n-ar vrea să pleci după el. Oricum avea o doagă lipsă, ceva, o problemă lipsă. Îți pare rău? Foarte mult îmi pare rău pentru el. Nu, serios acum? Nu, chiar serios vorbesc, n-am treabă. Dar chiar îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat. Ce să-i facem? Te las un pic pe tine, Pau. Trebuie. I'm coming back, guys. Nu, mai bine stau în picioare. Dar de cât timp vă cunoșteți? Dar chiar într-adevăr mai are 2 luni de trăit? Da. Serios? Păi e încurma suferință în cazul ăsta, nu se mai chine. Că tumoarea aia pe creier, cred că îi dădea niște dureri îngrozitoare de cap. Probabil și de asta tot se contrazicea singur. Că ba zicea ceva, ba zicea altceva după asta. Când era cu tine și a venit la service, a zis că așteaptă un prieten după asta, că vrea să-și repare mașina, nici el nu mai știa ce vrea să zic. Și am vrut să vedem dacă chiar își ține așa, are coloană vertebrală, știi, și chiar nu-l înduplecă nimic, știi că el e foarte curajos, da? Aia cum a fost? Avem două vești bune, să zic așa. Ok. Prima veste, a murit în ecrat, a doua veste, nu mai mașină. Mă zic că nu mai mașină. Te-am aruncat cu tot cu mașina. Da, era și micră mașina. Tracțiune față, mâncați. Trocariciu la tău? Deci s-a dus Bogdan. Ne, s-a dus. O notă cu pește acum. L-a făcut sumarii. Era sărat, o să învață. A zbierat? Nu cred. Zbierat? Cer bine ce, că i-am pus centura aia acolo. Și legat la spate. Păi cum? I s-a făcut frică până la urmă? El, care era fără frică, zicea că da, nu-l înduplecă nimic? Serios, a plâns? Asta e ceva, nu? Ce să plângă, mă, că... Ce avea ce așa atitudine arogantă? Da, să știi ce zbor frumos am făcut până în apă. Mă, cam tare puțin în spatele, că am dat cu spatele de apă când am sărit și eu din mașină, dar nu-i problemă. Ce bine că așa, treabă-l pe tine. Era ca la Iasmin, jocurile Iasmin, ce... sau cum ai spus că te cheamă? Okay. Cum ai spus că te cheamă? Iasmin, a zis bine. Ce ai văzut aici rămâne între noi, ok? Da. Cred că e bine să știi că avem nevoie de persoane care știu să păstreze confidențialitate, știi, aici. Dacă nu păstrezi confidențialitatea asta, liniștea, ne ocupăm noi, cum ne-a ocupat și băiat. Nu e nevoie. Plonge-o mâna. Adică, de ce am făcut asta? N-am făcut-o pentru că băiatul te jignea pe tine sau că a vorbit aiurea de tine. Asta e problema ta, că tu îl suportai. Dar nouă ne-a dus direct niște amenințări. Ne-a spus că
noi nu știm cine e, că poate să ne facă foarte mult rău, și am zis dacă de la o simplă discuție l-am adus aici să discutăm cu el, el a ajuns să ne amenințe că ne face rău, stai că-ți facem noi și cam asta e. Adică nu prea era măsură să amenințe cu atâția coligam pe lângă el, știi, da? Na, dacă a vrut să fie tare în gură, a fost. Am înțeles. Acum, eventual, dacă vrei, să te ducă un băiat prin oraș, dacă vrei să mergi. Dacă vrei, când dorești să vii pe aici, ești dacă primită, doar... idei puțin mai multă seriozitate din partea ta, știi? Că altfel o să te fluiere toți bărbații pe aici și nu o să te respecte de nicio culoare, știi? Da, eu mai mult vin așa doar când ies în oraș sau undeva, nu. Exact. Da, cu fane cum mai merge? Da, ești prietenul lui Fane? Prietenul lui Fane? Păi asta nu înțeleg. Da. Erai și cu Bogdan, erai și cu Fane? Șefule. Da. Ai spus că și Bogdan era iubitul tău. Hai că eu te-am Bogdan că v-ați pupa mai mult. Cel mai bine din serviciu să mă înțeles cel mai bine cu Fane. Par nu pot, știu ce vrei să faci. Nu pot. Hai că am bătut. Rămâne așa, pe data viitoare, da? Da, da, data viitoare nu e problemă. Nu mai avem. Un telefon când se rezolvă toată problema cu mușchiul și... Să știi că ți-am făcut și favoare, Iasmin. Aveți grijă de voi, da? Dacă l-am văzut eu pe Bogdan, ăla e destul de posesiv și dacă auzea ceva că ai umblat cu Fane... Uite, Denis e un băiat fain. Denis. Denis e partea asta la altă. Știu și pe el. Numai să nu te uiți la BGD, că BGD e altceva. Da, mă rog, eu nu sunt Cupidon. Păi, să duceți un pic, Denis, duci-te un pic fata asta la acasă, unde vrea. Bine, hai. Da, e deschisă aia de jos. Acum fi sincer, chiar a urlat sau nu? Eu pun pariu că nu a zis nimic, cred că a murit ca un erou, așa? Ăla? Nici nu sunt curios. Eu eram. Hai să mergem. Îmi pare rău de mașina aia, că am aruncat cu tot cu mașina, am aruncat, dar nu. E, nu am spus ce era eu. E, avea valoare sentimentală, știi? La. Acolo am pierdut fecelia, dacă mă înțelegi. Ai pierdut, pe dracu. Da, da. Ce faceți, băieți? Vlăduțule, ce faci? Cum merge treaba? Bine, bine. Gata? Uh-huh. Salut, Robert. Cum e cu băieți? Ce face ăla în kilos pe acolo? Nu știu. Nu, e un client, i-au luat băieții motorul. Ah, în kilos așa conduce? Tom, dar la ce specimene vine aici, nu mă mai mire nimic, sincer să fiu. Bate vântul la cu aia. Au. Bun. Ăsta e unul din cazurile frumoase. Da, totuși, mai măturăm și noi prin curte puțin, că nu mai mizerie, frate, ia uitați, nu mai urme pe aici, mai pietrișuri de astea. Măturam cu zonul. Vezi că pe tine te iau. Nu, doar ferești. Hai să măturăm. Bun, poate vă pot cumpăra dubile alea care am zis, eu sper să le pot cumpăra. Ce să le bag? Să vă mișcați mai ușor cu platforma aia, e nebunie. Da, e greu. Abia aici dacă cu aia. Faza e că după trebuie să respecti oamenii, faza să scrie acolo în apel dacă au nevoie de platformă sau nu. Da. Că parcă văd că mă duc de 10 ori cu platforma, cu Duba și vor platformă și trebuie să chem pe cineva de la sediu și... Că sigur o să fie și cazuri de genul când sunt niște clienți mai... Bun, Robiș cu Vlad. Vlad? Da, da. Haideți în partea alaltă. Ați vorbit ceva cu voi, de numai el atât și cu ăștia de-ai. Da, chiar, Robi? Și tu, Poposu. Da. Ce se pare pe cartea de muncă acolo? Mecanic. Mai dă-i una. Ce cine pe ai? 3022. Okay. Denis, merge afară. Helix. Denis, Helix, nu știu, confund tot timpul. Helix.
ele cu coadă spate. Trebuie să-i tatuiezi ceva pe ei. Fii atent. Pe Vlad îl mai lași așa un pic să mai dispară pe aici, că el face treburi de alea cum făceai și tu. Da, 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 da. Tu ați terminat? Da, da. Amândoi? Da. Înseamnă că aveți bani. Mamă, m-ați scos. Acum o să cenic mecanic. Nu, asta mi-a părut și mie, că era șomer. Lasă că l-ajut eu. Ia că mi-i dau eu să dau. Mecanic? Șeful, hai pe. Să-mi zici când dai, că mi se pare că am un bug de la la cap. Acum, stai așa. 287. Nu te vede. Nu mă vede, e imediat. Mă duc să mă culc. What the fucking shit. Cum zicea Mars, porca, torca, morca. Mamă, mă enervează discursul ăsta cu aia, deci mă scoate din serite. Deci mă scoate din serite discursul ăsta. Îmi dă să actualizez contul cu 5M. Fucking shit. Băi, l-a făcut 200 de like-uri. Nu e nicio problemă. Închidem. Ne auzim mâine. Nu, mâine nu. V-am zis. Eu vă înțeleg că a început școala, mă, băieți, mă. Dacă a să stau cu curul pe scaunul ăsta și în loc să fac și eu altceva, să mă uit la un film, la ceva. Trebuie să-mi fac și eu niște targeturi, înțelegi, care nu le facem de la o vreme, nu înțeleg de ce. Și dacă nu le facem, când o să mă prindeți, atunci cu siguranță o să le facem. Ce îmi pare rău că în roleplay-ul ăsta care l-am făcut noi acum, am caracterul, what the fuck? Unde am ajuns eu, frate? Cred că mi-a făcut ceva. Deci unde m-a dat și unde am rămas? Unde am greșit în roleplay-ul ăsta? Am greșit cu fata aia, pentru că ea în caracter e o fată mare. Dar ea în realitate e o fetiță, are mi se pare că vreo 14 ani. Și nu știu dacă m-a auzit când am făcut-o în roleplay târf, dar... E în roleplay și dacă te-am supărat îmi cer scuze. Dar tot a fost în IC. N-am treabă cu viața reală, îmi sunteți dragi. Îmi place când începe să rulați și voi să faceți, dar recunosc că a fost greșeala mea că am folosit cuvântul. Cu toate când roleplayer, curva astea mai puțin ar trebui, din punctul meu de vedere. Dar uite că eu l-am scăpat în roleplay-ul care s-a legat. Și mi-asum greșeala. Dacă e... Era o... Bine că nu-i frumos să folosești deloc cuvântul ăsta. Panorama mai mergea, dar curvă nici prea atât, târfe. Poți să le folosești într-un roleplay complex, gel, bă, mă, la târfe, mă, la curve, dar astea. Dar sper să nu fi luat, să fi luat personal. Dacă am supărat-o, eu îmi cer scuze, adică merit orice sancțiune. Aici am zis că am greșit. Ele puniți, eu nu primesc, că mi-apare când intru pe YouTube. Păi trebuie să bifați căcatul ăla de clopoțel, mă. Dar de ce m-a dat tu în partea aialaltă? M-a dat tu la dracu. Bă, îți dai seama că e pentru siguranță ta, că pe acolo Zavi a vrut să le ia doi la încins pe acolo, știi, dar s-a desplucat cu amândoi.
Da, că m-am, m-am trezit prin altă parte. Auzi-l pe la ce întreb, primim da, salariile? Ok. Da, am primit. Așa. Păi trebuie să-l debifezi și să-l bifezi din nou și te mai întreabă niște chestii acolo. S-a primit? Da. Bun. Perfect. Mersi frumos, fugiți la treabă. Momentan nu mai am nimic. Ok. Păi totul zero. Da? Ok. Hai că am făcut și bani de dubii. Bravo. Pau, hai să băgăm și noi banii ăștia la... La tâșcă. Fugiți afară și mulțumesc încă o dată. De nimic, de nimic. Mă. Trebuie să-i premiem pe băieții ăștia de... Păi asta vreau să zic că Vlăduș cel puțin chiar a rămas în urmă cu banii, că nu m-a livrat, știi? Nu s-a ocupat deloc pe aici pe la service și nu prea a făcut bani. Care n-a făcut bani? Vlăduț. Dă-te. Păi să-i dăm niște bani atunci, așa pentru livrat. Tu mai ai bani pe tine? Și cu mașina asta albastră acum? Skyrim. Ia de prin stații un pic, sunt treabă și se duc unul să verifice pe dracu, fie vreo mașină cu vreo bombă ceva. Se schimbă ora life-ului, păi am dat drumul la ora 8 la voi, frate, în seara asta. Vedeți că este fix după poartă, în stânga, un Skyline ceva, vedeți un pic ce e cu el. Ia unui membru, dar nu știu ce o să fac acolo. Au ne angajat? Ia lui Tof. Da, da. Ia lui Tof, ceva. Tof l-a abandonat, cred. Mm-hmm. Da, ia lui Tof. Ia unul e angajat de noi, sunt jucele lăsat acum. Mă, cât a livrat Vlad? Vlăduț? Păi cred că vreo 1000, a zis el. Vreo 1000? Păi a 500 e dat acum, 210 și cu încă 200, da, vreo aproape 900. Dă-te-și-te un pic jos. Cam cât zici că merită băiatul ăsta? Păi bani a cam adus destul de mulți. Nu știu. A? 15.000? 10.000? Nu știu. 10% acolo măcar. 15.000? Nu știu câți bani ți-a dat în total, dar putem să facem un calcul la 1000, nu? Punem 1000 calibrat aproximativ. Mi-a făcut 200 de mii, e mai rău. Păi nu m-a dus, da, a făcut un pic, da. Le dăm în 20%? Hai, cum să nu? Cât vine? Ți-e dăm 20%. Dar nici n-ar vrea să-l pierd, să-l avem, să-i ieși corect, știi? Cred că ușor, ușor o să... Îi dăm și o vest. Păi da, eu fix la mă gândeam, dar n-am fost la ședință, că altfel lucru că o primeasă. O să vedem, punem un vot acolo și vedem ce face. Le dăm bani, mă? Te-ai gândit cât îi dăm? Păi nu știu, teoretic dacă vrei vreo 20%, cred că ar veni vreo 40.000. 40.000. Mare, mare? Da. Depune. Eu nu mai pot să stau mâine pe mine de spital și trebuie să ies neapărat. Poate? Bun. Hai. Merită, mă, băiatul, mă, merită. Merită 40.000 lejer. Voi știți ce înseamnă să... livrezi 1000 de coca? Ai de capul meu.
Ce place cum mergi mașina asta? Hai dacă-l mai găsim. Păi Denis, oh. Unde e Vlad? Vlad a zis că se duce până acasă. Să-l chem? Nu, nu-ți-l pe stație, să vine să-i dau bani. Bine, bine. Vlăduț? Vă că am primit la băgă de 50.000 acum. Din livrările. Robi, ești cu Vlad? Paracedente. Veniți la servis? Bine, bine, perfect. Să vin în la bar, da? Ok. Bem o bere? Bem o bere? Vin Vlad până la bar. Da, da. Da. A scăzut curul. Nu. No. Pe bune, crezi? Cred, ori îți blugi murdar. Sau așa, că mă îndop la fel de mult. Venim. Tot așa mănânci, mă. Tot așa, bai. Da și tu o bere rece. Rece, rece? Rece. Uite, ai văzut posterul ăsta de aici? Fain. Te vin. Ai, Jax. Exact. Poftim, ia o bere. E bună. Foarte bună. Dacă nu vei tu din ea, era mai bună. Hai să vină ăla, da? Eu faci ăla, nu vezi? What the fuck? Deci eu suntem numai noi doi. Te-ai rămas ochii în urmă? Ah, nu. Da, au rămas în urmă. Vine, mereu. Ok. Ok. Da, și mie una. Da, da. Păi să ducă pe gână, nu? Păi de la mine? Oh. Am avut un drip from. Drip dop frame. Gata, vă văd. Acum o să rămână. Vlăduțule! Da, tată. Ce faci? Bine. Îți dau bănuții. Așa. Cam puțin de tura asta, dar eu zic că e ok. Nu-i problemă. Hai că am o problemă cu telefonul. Merge greu. Cred că am eu vreo problemă la server, nu știu. Vrei să fii aia serios în continuare? Da, normal. Da? Mhm. Bravo. Mă bucur. Internet connection 42.000 de. N-am putut decât 4.000 acum. Ok. Data viitoare mai mult. Mulțumesc frumos, semeni. Preș mare. Ține tot așa că băieții te-au propus pentru blacklist. Ce înseamnă blacklist? Aoleu. Îmi suna bine. Chiar că-ți grijă mare. Nu da înapoi. Da? Dacă dumneavoastră doriți, eu pot să mă bag și ceva, zic, mai rău. Mai rău cu ce? Tare. Nu știu, ce vreți dumneavoastră? Uitați cum a fost atunci seara. N-ai uitat, a? Ce-a plăcut de cele? Să-i dați o bătaie de uite ce s-a întâmplat de seara. Am plecat afară, gata. Ai uitat, nu? Acum am uitat. Ai uitat? Aha. Da. Bravo. Bun, nu mi-i mulțumeștile, lor mulțumeștile. Da? Mulțumesc frumos, băieți. Ei au venit cu propunerea. Din partea mea, te țineam așa cu vestea asta. Și ușor, ușor și alții, și alții, și alții, da? Trebuie să am și eu încredere. Da. Legeți? Bun. Cam atât. Fugi la treabă. Momentan mulțumesc, nu mai am. Seară bună.
Să rămână. Băi, Denis și Helix, care aveați numărul mă la traficanții de droguri când am luat noi 100 de mii? 1000? La traficantul ăla mare nu ne-a dat numărul a niciunul, nu a dat și eu zic că nici nu o să-l dea niciodată. Și cum dăm noi de albaștri? Dallas ăla? Nu știu. Cum îl chema? Dallas. Dallas. Ia dați un anunț mă și spuneți unul că... Dallas este invitat la serviciul la mecanici. El are nume de cod. Păi o să cunosc el. Da, e tot pe nomba la mine. E cineva? Voi aveți bani, mă? Da, nu, stau bine. Câți bani ai, Felix? Te-am 5-3 de mii în bancă. Tu, Patrick? Patrick, asta... Bate-te gură. Mă pomenești, e handicapatul ăla, cred că mă vorbești. Dau eu anunț? Ok. Băgăde. La tine nu-i problemă, că tu ai bani de nici cumperi și pe noi. Mai ai două servisuri. Mai cumpăr ăsta două servisuri, da. Pentru revizia anulată, chemați. Aha. Dă un anunț cineva sau? Pentru... De la risa, cred că dă Pau. Acum e... Că nu poate vorbi când e concentrat. Bă, ce-a pus în berea asta, mă? Care gul ăsta așa, trandafir? Cine? Mi-ai dat ciuperci de alea? O travă, bă, ca... Pau, mi-a dat ciuperci? Mi-a dat ciuperci, frate. Mi-a făcut o revizie tehnic la... Lasă. Ce? Ciuperci? Da, mi-ai dat și mie ciuperci. Ai dat mesaj? Nu ți-am dat ciuperci, doar bere. Am înțeles. Rece și bună. Și bă, sincer, Helix și cu ăsta băgădă. Dar ăla nu vor de mai aproape un pic? Am două AK-uri frumoase pentru voi, dar nu știu când să vi le dau. De ce? Păi, să văd și eu cât absență mai aveți. Vrei să vedeți câte de frumoase? A? Hai să vă arăt. Eu știu deja. Nu le știi? E, nu, dar nu eu l-am plătit? Tu l-ai plătit? E atunci, cred că nu era mare. Mamă, trebuie să-ți mai dau și bani. Mi-a dat și aminte acum. Ce ți-am spus, ți-a dat un subtil. Da, arată că să vă înțeles. Nu trage, nu trage. Dar e în vă place și frumoase? E, ei, vreau să-mi câștigați inima când o să vă dau și vouă de asta. Mai am 4 acolo băgate înăuntru. Exact 4. 1, 2, 3, 4. Adică eu încă trebuie să-ți câștig inima? Exact. This is the business, baby. Bine, negociem acum. Ok, polițaiul ăla ce mai face? Ursuleț. Care? Că nu mai ești polițai. Vezi că, vezi că am auzit când da, eram exact. În WC-ul. A venit azi pe aici să... ce? A, tu te referi la Belial? Da. A, nu, că plice pe când vorbeați azi, voi acolo, eu eram în WC-ul, pe poate nu știți. Da, am venit că... Ai vănui? Mi-a plăcut, ce frumos ai vorbit, mi-a plăcut. Să știi că i-ai dat o șansă, stai liniștită. Că merge camera. Dacă îi dădeam o șansă, credem că acum era cu floare pe aici, ai văzut asta aici? Nu.
Apte pe mesaje pe bine. Așa că zâmbet pe buze i-am dat. Serios? Vrei să-i fac o vizită să vedem pe aici? Dai așa o secundă. Da, trebuie măr capul. Hai să zic. Nu mai băga i-a trecut, că abia am scăpat eu. Exact. Și a doua oară, nu știu dacă o să mai fiu atât de politicat. Treabă. Treaba ta nu se mai băce să te acopere, nu are ce să mai scoată pe urmă din pușcărie. Nu e nicio problemă, mă descurc eu. Dar pe bune, știi care era ideea? Omul e fomist, înțelegi? Cum are că e fomist? Păi, n-ai auzit ce am vorbit cu el? Nu, am auzit, da. Ăla ce ai dat, tu ai dat-o de... mai mult de afaceri, nici de cum, de alte chestii. Păi, dar altceva nu mă interesează. Ce vrei să zic, știi, fratul meu m-ai dat pe spate cu floricică care zace pe nu știu ce gunoi, hă? Grosit tangimit. Da, și pe ursulețul ăla care mi-a dat s-a pușat toți mecanici pe el. Ce vrei să zic? Păi, și ideea este că omul a spus direct că vrea și el o parte. Adică, păi ce anume parte vrea? Jos, sus? Nu, asta am zis, că mijloc. El ar vrea din toate părțile lui. Glumesc, nu? A zis că vrea când mai facem noi ceva și cu Corleone să-l băgăm și pe el să știe. Dar nu avem cum să zicem că și Corleone, eu zis, că n-are ce să știe el. Des mână în mână, mă. După el asta a insistat, înțelegi? Că vrea bani. Îți dai seama, vrea să ciupească și el ceva. Bă, ăla nu ajunge banii, mă. Știi cum? Cu cât ești mai bogat, cu atât vrei mai mult. Păi da, exact. De-aia zic, poate să-l mănânci de bani. Bineînțeles, dacă, dacă are. Să sufle mie în ceafă tot, să mă lași. Dar unde vrei să da sufle? Da, ce-s eu ultima? Da, să nu sufle nicăieri. Ia clar. Mai lasă-mă, da, ce-s eu? Yasmin, crezi? Bă, trebuie să mergem până la poliție să înregistrăm și noi mașina asta. Și asta pentru că permis portar, mă. Bun, vrea cineva să meargă la poliție? Pentru. Nu. Atunci mă duc cu... pa. Aha, să mă mai intră la poși primul, mă, tot tu? Aveți poți să intre? Nu. Acum? Yep. Venim imediat! Ok. Te pup pe codiță! Băgăm și noi o manea? Nu. Hai mi-aș și eu un copyright. Nu că ajung crizată după asta la poliție și nu mai dau ăștia permisul foarte. A, una de aia așa cu... salam! Reggaeton! A, salam! Aolea! Atât știu și eu, altceva nu știu. Așa știi ce e că trebuie să fac pentru arma aia? Să te întâlnești cu Belian să dai testul cu el. Aici? Și-mi dai arma aia? Da. Da, mersi, las că mi-ajunge pistolul care l-am. Păi da, dar n-ai permis de armă. Păi eu să dau cu cineva de acolo. Sper că nu cu el. Dar de fapt, n-am nimic cu omul. Am ai discutat că doi oameni maturi, a priceput mesajul. Am auzit ce a discutat, am auzit. Mai avem un pic și-mi dădeam lacrimile. Dar ce trebuie să zic? Să fii mai serios. Știi ceva? Te vine mai aici de acum? Nu mai vii pe lângă mine! Nu, nu, nu merge astfel de chestii cu mine. Păi... Am fost finuțe ce ai. Am văzut. E, sunt o floare delicată. Da, pentru mine nu. Cum adică pentru tine nu? Pentru mine nu merge chestiile astea. Pentru mine e serioasă. Bă, uite că am mers, că... Atunci o să fiu și eu drăguță cu toate fetele de pe aici, așa. Care le văd prin oraș. Nu mai fi drăguț să scurgă balele. Păi de eu sunt drăguță? Te o fac, da, ai fost. Le-am dovadă video. Baby, a fost un refuz politicos. Am văzut. S-am zis, deci mie personal cât ești eu de drăguț, mai avem un pic și îmi dădeau lacrimile. Dacă mie îmi dădeau lacrimile. Ești foarte ciudat, înțelegi? Asta e. Ciudățenia mea face multe. Da. Deci am luat 3 semafoare pe roșu până acum.
Adică ți-a părut că a venit azi pe la service? Nu. Deci? Nu, n-a venit. Am făcut o treaba dracului de bună, cred. Am văzut, am văzut. Dar nu atât de a dracului cât trebuia. Dar suficient cât să primească mesajul. Stai liniștită, mai vedem. La priceput. Mai vedem. Dacă o să mai vină o singură dată, dacă altul pe o să mai vină să bage seama la mine, poți să-mi spui cuțu, poți să-mi spui. Aha. O să-mi cer scuze în fața ta, o să zic, da, ai avut dreptate, uite, tehnica mea n-a dat roade. Eu zic să nu faci chestiile astea. Hai să mergem. Bună! Ce fac mă doare? Uite, bine, și noi pe aici fără să-ți cu treaba. Haideți mai încă. Să te așa de permis. Permis portar, mă, se poate? Ai timp? Sunt niște băieți acum la rând. Sunt vreo 4 băieți la rând. Și apoi puteți să dați. Dar Beliani pe aici? Să vorbesc un pic cu el? Nu este. Că dacă o vedea, intra din prima cu el. Nu cred. Are o atracție pentru sorme. Mâine, poi mâine. Care sortă, mă? nu știu. Cum rezolvăm? Domnul Chestor. Păi și cu cine poate să dea? Cu un membru SIAS. Mă scuzați, vă întreb, vină încoa că îmi bag pula în podul ăla, vină încoa mai repede. Stai așa. Cu doamne ar trebui să dau. Nu cu domnul, că domnul n-are... Scuzați-mă, l-am chemat pe Spiro, îmi bag pula în gura. Stai așa un pic. Avem, face un troll pe aceea, e retardă. Da mă, ai diu. Asta zice că mai că n-am făcut nimic și te chimi pe tine că te-am văzut. Păi, l-ai bătut pe ăla. Și făceai pana. Mamă, dar cum s-au. Ce faceți, domnule? Vreți să-l tâlhăriți? Domnule, sunt prietenul lui. A zis că-l tâlhăriți. Ah, ok. Vreau să efectuăm un... Sărac. Hai să venim altă dată. Hai că venim altă dată. Băi, eram 4 persoane. Băi, n-am chestia la rând. Dai un pumn în gură! Scoate-i dinții! N-ai noroc pe seara. Au ce capra are domn polițist. N-ai noroc. Te termină, mă, lasă-mă cu el. Parcă a fi vreo persoană importantă, pe bune. Este, mă, e chestorul poliției, facem afaceri. Pentru tine este, pentru mine nu este. Mai un mecanic plecat într-o cursă sau plecat în altă. I don't give a shit. What the fuck is wrong with him? But what the fuck is going on? Hai să ajutăm medicul ăsta, hai. Fă și tu respirație de aia, cum știi tu. Bă, ești bine, bă? Mamă, ia repede, scoate-i din pasă ceva. Stai să fac o resuscitare ceva, să văd dacă... Trebuie să-l ajutăm. Puls are... Stai, nu te buții, stai. Am nevoie de asistență rapidă, sunt... Ok, ok. De acolo, mai pick up acolo. Stai, unu. 2, taci, nu mai vorbi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bă, cui dau, mă? 1, 4, 3, 9. 4, hai, 1. Ah, ești ok? Avem nevoie de medici. Ok, nu știu ce, ți-am făcut o resuscitare, cred că mai bine mergi la, poți să mergi la spital, singur? Ești medic, ia-ți un calmant, ceva. Aolo, ați venit dumneavoastră? Da. Uh-huh. L-am ajutat. Salut, șeful. Ce-i cu tine aici? Tot la fel, un prieten de-a meu a făcut accident și l-am dus repede la spital și veneam să-l iau și pe domnul medic. L-am ajutat noi, am dat noi niște calmante de mașină. Ai grijă, domnul medic, da? Băi, atunci altul a rămas la spital, da. Deci înseamnă că ai pregătiri medicale? Da. Dar bine, resuscitarea asta trebuie să o știe oricine. E foarte utilă.
Da, mai ales că... Mă să ai cardiac, trebuie să apeși... Am văzut că l-ai atins prin altă parte. Vreau să-l stimulez. Ai văzut? Da, m-am uitat. Fac. Dar trebuie să spui niște mănuși pe mâne, îi poți mâna da, pe... Da, am mănuși. Era moale sau tare? Inexistent. La alții pui, la mine nu pui, e? Cum ai, cum ai vorba aia? S-a ascuns în cur. S-a ascuns în cur. Oh my god. Ia va. Nu, că ce să mă apuc să nu mai... Rău, rău. Deci la mine nu pui mâna, la alții pui, am înțeles. A, să las. Acum nu pun, dar tu când te apuci de sfărăit, ce trag de aia, n-ai nicio treabă. Eu te-am mai auzit așa, măi, lăsă-mă. Da, mai te era să mai de grea să așa. Glumiesc, vreau să mă dacă te-ai mințit sau nu. Da. Și atunci ce stai cu ochii? De somn, de aia, că mi-e somn. Da, da. Treaba era treaba. Stai cu ochii. Ia, gata, că te las pe undeva pe aici. Ok. Da, așa te iubesc. Hai. Hai să parchez și eu. Aoleu, bă, băieți, bă. Bun, vin și eu imediat. Mă duc până acolo okay. Să mă calmez. Ok, ok. Mama lor. Bă, băieți și fetișoare. Păi mă bufnește râsul ceva, da. Încerc să mă abțin, frate, că dacă nu mă abțin, nu e treaba bună. Vreți să mai stăm? A? Eu nu aș mai sta, că e târziu. Și vreau să fac și eu băiță. Vreau să mă mai lau un filmuleț, că e sâmbătă seara. NRG, dați-mi un motiv, facem 50 de like-uri plus, peste ce avem? Ia să vedem și noi ce avem aici. Ce avem noi aici? Mm. Aș fi vrut să dau și eu un moderator. Tam. Da, Miri, mai stăm. Trebuie să mă duc la un tichet, fraților, că băiatul ăla mi-a scris pe privat că mă așteaptă pe suport. Cred că omul s-a simțit ofensat, nu știu, și vreau să merg și eu să rezolvăm problemele. Sunt disponibil ca mod. Că tot amândoi. Păi dăm moderator. Câte like-uri avem? N-aveam. Nu mâine, poi mâine vă dau un moderator, da? Mâine ai zis că nu faci live. Păi nu stau, frate, cât sunt 3 ore și avem 200 de like-uri, ce înseamnă asta? Trebuia să facem 300 de like-uri lejer. Lejer. Dar probabilitatea e mare că YouTube-ul ne freacă și nu numai pe mine, sau poate numai pe mine, nu e nicio problemă. Asta nu e o problemă de... Ah. Nu contează, fă-o pe live. Ce să fac pe live? Mă amâni atât. Nu-ți dau moderatorul. Nu-ți dau. O să mă duc la băieți să discutăm acolo. Nu vreau să fac chestiile astea pe live. Astea se țin între staff acolo așa. Pe mine m-a supărat mai mult că n-a rulat nimic și a dat un repair acolo. Aia m-a supărat pe mine cel mai mult. Nu contează cine ești, frate, pe server, admin, super admin, head of staff, developer, de asta, faci roleplay singur. Și eu i-am dat jail. Și gata.
E nevoie să mai băgăm niște donații pentru promovarea canalului. Cine se implică? Măcar atingem 300 de like-uri. Donații? Dar ce treabă avem cu donații? Nu trebuie, mă, donații. Fantomă, dar tu nu erai membru? Nu mai ești membru, frate. Nu ofer și abuz, știu. Nu sunt nici persoane pe la 83 persoane, da, știu. S-a supărat Zave pe săracul om. Nu m-am supărat, frate, doar că mie îmi place să faci roleplay. Contează cine ești, trebuie să faci roleplay. Eu de asta sunt pe serverul ăsta. De asta sunt... Am ales să facem partener. Facem roleplay, nu contează cine ești. Cum adminul poate să vină să facă, fondatorul să facă roleplay. Toată lumea poate să facă roleplay. Mai stăm și mai fumăm o țigară și mai volim. Mi-a scos moderatorul și nu mai am money, că mi-am schimbat distribuția la mașină. Dă-o dracu, mergi pe jos, frate, ia-ți scooter, cum mi-am luat și eu scooter. Ce-ți trebuie de asta distribuția la mașină? Vreți să facem un raid? Hai să vedem și noi pe cine facem, dar sunteți puțin. Ia să vedem noi ce avem pe aici. Live România. Mamă, dar ce în alfabet și eu sunt. Ia uite cu aia. Oameni cu Omegle se nebunesc dacă nu sunt. Ia uite, au 200-300. Ia uite. În recomandate. La cine să mergem? Că eu pe Omegle nu vă trimit, frate, sub nicio formă. I-am găsit unul. Uite, hai să mergem la băiatul ăsta, că ăsta se joacă CSGO. Și merită băiatul ăsta să-i facem un raid. Mergeți și voi și salutați-l acolo așa frumos. Și îi dăm un salut. Mulțumesc la ăla care mi-a dat. Da, aici, hai să-i dăm salut, 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 salut. Măcar ăsta se joacă CSGO, hai să-i dau și eu un like. Hai să-i facem și noi 100 de like-uri. Hai cu salut acolo puternic, are 4 persoane pe live, frate, săracu băiat. Ăsta măcar se joacă, la ăștia cu Omegle, disrăbolați de ăștia, nu mă duc, că n-am treabă cu ei. Ăla nu-i content. Salut, salut. Bine ați venit pe live, mă, cavaș. Are și un gol acolo. Salut, Mali. E concentrat, e concentrat. Hai să-i facem 100 de like-uri, hai. Avem 87, eu i-am dat like. Salut, salut, salut. Bine ați venit pe live, bă, băieți. E moldovean, de-al nostru. Este pe aici. Salut, salut. Ia auziți-l. Adevărat vă spun. Asta e moldovean. Vena om, tu mi-ai făcut raidul mâncațaș. Vă salut, bă, băieți, mersi de raid, bă, 84 de like-uri, bine, bă, bă, vă pup. Hai să-i facem 100, mă, hai să-l facem și noi bucuros, băiatul ăsta. M-auziți? Da, te-aud, te-aud. Băi, dar vorbesc și mâncatea. Mersi frumos de raid, bă, băieți. Moldovean. Vă pup. Hai, încă 9 like-uri, încă 9 like-uri, hai. Încă 9 like-uri, care n-a intrat, dați aici raid, hai. Hai, dați aici așa. Nu sunt din Suceava, eu sunt din Bacău. Hai mă, încă 9 like-uri, nu mai suntem. Ați fugit? Ba. Salut, 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 hai cu like-urile, bine bă băieți. 90 de like-uri. Bă, pup, să rămână pentru masă. Rămâna pentru masă. Îi dau un cap când intru la teru. Intrăm tare, B. Eu rup pentru băieți. Hai, încă 5. Îi dau cap. Nu plec până nu facem 5. Tăchean, Lucian, salut, salut Dark. Salut Demon, salut Corrado, salut Venom. Nu, Nenea Zavi, bă, Nenea Zavi iar mi-a dat raid. Dar când i-a mai dat eu raid la ăsta? Nu știu când i-a mai dat raid. Habar nu am. Dar aș fi vrut să-i facem acolo, măcar 100 de like-uri. Fără 5, totul ai.
Bă, băieți, cam asta e astă seară. Ne ajunge 3 ore de calvar cu voi acolo. Na, așa, stai să-mi pun și eu ăsta aici, așa. Așa. Băieți, ne auzim ori mâine, ori poi mâine, vedem. Dar trebuie să facem ceva, că e... Nu știu, am auzit mai mult, nu e numai la mine. E o perioadă cu YouTube-ul ăsta, nu știu ce dracu se întâmplă. Mulți am auzit că migrează pe Twitch. M-ar mânca și pe mine în mână alea, că să mergem pe Twitch pe acolo. Dar vedem. Bun, v-am pupat. Noapte bună. Mâine am să-ți dau 85.000. Părere. Nu știu ce 85.000 din încasări. Nu, încasările nu le iau. O să vă arăt eu ce facem cu încasările. Că dacă toți sunteți și muncim, muncim împreună pentru service, da? Hai, v-am pupat și noapte bună. Ne auzim data viitoare. Aveți grijă de voi. Pa, pa!